S-a pedepsit că mi-a făcut ziua de naștere. Mamă, supărare. Cum adică? Stai, cum adică l-a pedepsit? L-a pedepsit. În ce sens? Bani. A, dacă face amendă, mea, amendă, de, amendă. Și toate astea fac obiectul unor sesizări către instanțele abilitate care... Pe care le-ați făcut. Pe care le-am făcut. Toată viața am să-l iubesc. Deci asta cu am iubit toată prea mult mi se pare o greșeală. Toată inima mea e așa și 90% va rămâne la Orențiu Reghecan. Este firesc. Bă, și ce mi-a zis Reghecan? Uite cum mi-am dat seama. Bă, fii atent. Mi-a zis, tati, tu nu trebuie să vorbești niciodată de asta, că tu ai făcut-o cunoscută pe asta, nu eu. Ah, nice. Păi și are dreptate acum, îmi dau seama, chiar, mă, de cuvintele lui Reghecan. Din moment ce îi trimitea mail-urile astea, păi ea s-a așteptat de vreun an. Că voi erați păi nu că el îi spunea că divorțează că de mine, dar că nu ne înțelegem, că nu are nicio treabă la mine, cu mine, că ne-am dus în America să divorțăm și el în același timp îi scria nu se divorțează în America, că e pandemie. Da. Și ea îi spune, alo, ia aici. Da, eu te întreb. Începem, da? Gata, sunteți, gata, suntem în rec, da? Suntem în rec. Mi se pare foarte ok să începem așa, suntem ok, să începem? Suntem în rec. Știi? Cu emoții? O să fac eu o mică explicație acestui lucru, după care tu poți să vii cu niște adăugiri. Eu sunt atât de fericit că sunt aici și atât de încântat că văd totul live și nu trebuie să mai aștept să văd ce se întâmplă. Dar se face dreptate în seara asta. Doamne ajută! Te rog! Pe sistemul fiecare cu tremur are cel puțin o replică. Cu tremurul Ana Maria Prodan s-a întâmplat, cifrele de pe YouTube au fost fără precedent și la noi pe canal și în general și culmea a cerut dreptul la replică. Există două motive pentru care facem asta în seara asta, pentru care apare un episod extraordinar la mijloc, un episod special, acesta. Unul dintre motive, motivul principal o să-l aflați un pic mai târziu, alt motiv este pentru că Ana a acceptat să răspundă la absolut toate întrebările și hate-ul, atenție, și hate-ul de pe online, de pe Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, deci de peste tot, ea răspunde acum aici. Mi se pare extraordinar, mi se pare fără precedent, mă bucur că a acceptat să facă asta. Are foarte multe, trebuie să vă spun, Ana a primit foarte multe, am citit eu toate comentariile de pe YouTube, de peste tot. Are multe comentarii pozitive, foarte multe. Mi-amintesc unul singur pe care ți-l spun acum. O fată mi-a spus, printre altele, că ești o zeiță, că nu știu cum, și mi-a spus, l-am urmărit și am respirat de fiecare dată când a respirat ea. Mi s-a părut superbă exprimarea. A avut multe mesaje de genul ăsta, din păcate nu o să ne adresăm lor. Aici ne ocupăm de hate și de întrebări clare și concise. Facem lucrul ăsta astăzi și îți mulțumesc pentru treaba asta, e o ediție așa și mă mai spunem ceva, eu cu Angel, dar l-am adus până atantic odată asta. Vezi că, uite, fac o mică paranteză, mai e un motiv în plus pentru care facem asta, că eu n-am avut ocazia să fiu aici. Pentru că s-a întâmplat și viața a spus tie și... fără Natantic. Mulțumesc mult, uite, vezi? Corect, și cu corect. Asta s-a spus tot. Am fost acuzați eu cu Angel și podcastul nostru la mijloc de lipsă de imparțialitate și aș vrea să o lămurim și pe asta, de aceea am zis ok, cum putem să fim mai de partea, că vorbim acum de partea a doua. Lumea n-a remarcat că 70% din podcast a fost despre succesul managerului Ana Maria Prodan. Și copilăria. Toate întrebările și tot ce s-a vorbit despre cel 30% în care s-a vorbit despre divorțul Ana Maria Prodan și așa mai departe. Adică bun, și a fost acuzat. Băi, n-ați fost imparțial, țineți cu ea. Da, ok, recunosc, sunt prieten cu Ana Maria Prodan și nu cu Laurențiu Reghecan, pentru că nu-l cunosc. Așa pot să fie. Nu suntem un podcast în care să aducem, deși ne numim la mijloc, nu punem întrebări efectiv incomode. Astăzi o facem. Doar astăzi, doar pentru că ea a acceptat. Adică doar pentru că ea a zis, bă, luăm tot hate-ul pentru tine. Uite, și până la urmă, iertați-mă, până la urmă, Ana nu e chiar și cum ar răspunde pentru prima oară la aceste întrebări incomode. E trecută prin ciur și sit, nu? Okay. Așa. Și mi-e drag să și fiu atunci, așa la mijloc, întotdeauna. E foarte mult. Adică a fost multe chestii pozitive, au fost chestii negative, le dăm la o parte extremele. Au fost unii care pur și simplu, au fost niște mesaje, unii pur și simplu au înjurat. Nu am ce să vorbim cu ea. Dar cu unii care te-au acuzat de niște chestii clare, despre aia vreau să vorbim. Și în momentul ăla nu mai suntem noi imparțiali. Adică devenim noi imparțiali.
Perfect. Bun. Ești pregătită? Ești pregătită? Ești pregătită, da? Seama, hai să-mi pun un vin. Dacă n-am făcut chestia asta pe postul meu de televiziune, știi de ce? M-au întrebat toți, da, de ce te duci la Maticiuc? Ce treabă ai tu cu Maticiuc? Da, chiar, ce treabă ai tu cu Maticiuc? Că uite, alo, dacă alo. Tu până... Nu, până spui tu vin, eu vreau să întreb. Așa. Că... Am mai auzit așa prin târg, cum se spune, că tu cu Maticiuc, de asta normal primul podcast pe care l-ați făcut împreună și cu Anghel, evident, lumea l-a acuzat pe Codin de imparțialitate, că voi cumva ați avea o treabă, că vorba aia Maticiuc... E băiat frumos și... Nenorocit. Asta nu, și... n-am fost acuzat niciodată de treaba asta. Nu, de asta chiar nu. Auzi, fii atent. Zi. Cred că dacă sunt, vrei tu mai aproape de microfon, cred iar că tu. Sunt singura femeie din țara asta care nu s-a culcat cu Maticiuc. Alo. Mi-ar plăcea să cred că nici nevastă mea. Stop la mijloc. Mi-ar plăcea să cred că nici nevastă mea, dar nu pot să bam la foc. Deci. Ce prostie ești de timpul ăla. Asta a fost grea. Nu te împăra mea, da. Am zis. Gata, ne oprim aici, vă mulțumesc. Deci, o seară bună. Îl iubesc pe Maticiuc. Da. Toată lumea mă întreabă, băi, ăla e un dement, ăla e un așa... Gagicar. Băi, oamenii sunt superficiali. Oamenii văd așa, ce văd și la mine. Așa e. Dar oamenii ca mine, ca Maticiuc, ca tine, deci oamenii ca noi, probabil la un moment dat, pentru că au foarte mult, sunt foarte sensibili și foarte profunzi, au o mască pe care o purtăm foarte mișto toți, vezi? Mai ales... O mască pentru a nu fi atacați. Atât. Dar știi că e un coment? Dar Maticiuc, da... spun eu acum, de atât de mulți ani face acte de caritate și probabil Maticiuc n-are banii acestor miliardari ai României. Care acum se mă scoate sărac, nu mă scoate sărac. Păi nu, okay, că n-avem banii lui, nu știu, nu dau nume acum ca să nu se simtă oamenii proști, dar sunt aceste balene, nu? Da. Pline de bani, care nu s-au gândit odată să aducă, nu știu, să schimbe cu fața spitalelor din România, de exemplu. Să sau ajute învățământului, cu învățământul. Sau... Da. Nu, Maticiuc, tembel, tâmpit, cum îl fac toți, eu, da, nebună, curvă, băia de bani gata, așa, toți adaug, copii, da, de bani gata, da. Noi facem asta, fără să ne, să ne batem cu pumnul în piept, fără să aducem camerele după noi, veniți, hai și să vedeți ce facem noi și așa mai departe. Deci despre asta este vorba, cine ne cunoaște o să ne iubească pe viață, știi? Noroc. Deci tu ești singura femeie, care n-a ajuns în patul Maticiuc. Hai să rectificăm, printre puținele femei. Așa îi mai dau o șansă soției, hai, bine. Bun. Cum ziceam? Să revenim. Gata. Deci, am bine ai venit din nou la mijloc, o ediție specială extraordinară. Luăm întrebări. Luăm. E una grea. Ești pregătită pentru o întrebare grea? Ia uite-mă. Dar tu o ai în cap sau o ai scris? Nu, am scris. Da, da, sunt am văzut că asta, e cu asta, telefonul. Da, sunt, am întrebări scrise și o să le citesc. Care e aia grea, cam și grea. Am întrebări, zic eu, prima începem în forță. Ia. O întrebare care a apărut pe TikTok, a apărut pe YouTube și un pic și pe Facebook. Așa. Dan Alexa. Ah, dacă îmi zici de Dan Alexa, mă dau cu capul de masă. Salutare și bine ați venit la primul moment publicitar la mijloc. Ei bine, acum a venit momentul să vă devoalăm adevăratul motiv pentru care facem a doua ediție cu Ana Maria Prodan. Primul podcast a avut niște cifre record, a făcut 500.000 de vizualizări în 48. Uluitor! În 48 de ore am făcut, 48 de ore, 500.000 de vizualizări. Și pentru că eu mai am clipuri pe acest canal în care promovez spitale publice din bani privați și acțiunile mele. Clipurile acelea nu au tracțiune, nu le urmărește atât nimeni de multe lume, da, câteva zeci de mii de vizualizări și ne-am gândit cum să facem să putem vorbi despre asta, da, să promovăm. Și atunci Ana a fost atât de drăguță, a zis, hai, vorbește în mijlocul podcastului. Iată că vorbesc. Suntem spitale publice din bani privați, suntem Fundația Metropolis, am renovat secția de hematologie pediatrică de la Fundeni, renovăm la Piatra Neamț, am schimbat paturile de la Tecuci. Facem în toată țara tot felul de acțiuni. Și vreau să știți treaba asta despre noi și avem un număr de SMS la care voi puteți să ajutați. 8845 cu mesajul facem. Facem la 8845 și ne ajutați cu 2 euro pe lună. Ăsta a fost momentul nostru publicitar pentru că știu că vă uitați și că vă place treaba asta. Și dacă toți suntem împreună și ne uităm la circ, da? E, atunci, repet, 8845, facem și strângem bani să schimbăm soarta tuturor. Facem! Dan Alex. Ah, dacă îmi zici de Dan Alex, mă dau cu capul de masă. Nu, că noi nu mai avem asta. De la asta la partea... Dan Alexa.
Băi, îl iubesc pe Dan Alexa cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu. Adică lumea te acuză. Da, și ea a făcut, uite că citezi mesaje. Da, și ea a făcut. Și a făcut acest lucru la Lorenzo Reghe Camp, l-a înșelat pe nu știu cum cu Dan Alexa. Păi, dar de unde, stai puțin, iartă-mă. Eu vreau să știu de unde se deduce faptul că tu i-ai dat un pumn sau o jumătate. Păi, voi știți de palmă. Cum a apărut nebunia asta? Nu știm, dar de asta vreau să ne hai spui tu. De unde de aici, atât ca să-mi termin ideea, iată, de la un pum, o palmă, se rezultă că tu ai o din asta. Ai păi să spun eu de ce. Deci cum ar fi să zică lumea despre Ana Maria Prodan altceva în afara faptului că e curvă? Pentru că Ana Maria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbații. Mă, simplu. Și atunci, acest gen de hateri, care n-au cum să ajungă vreodată la degetul meu mic, ce poate să spună? Decât, băi, ești curvă. Uf, dar de ce crezi că ei zic asta? Din invidie, din neputință, din gelozie, din faptul din că... Din neputință, din frustrări. Pentru că așa sunt oamenii, nu știu. Oamenii când vulpe... Deci noi, eu vulpea întotdeauna mă raportez la chestia asta. Vulpea când ajunge la struguri spune că sacri. Bă, nu sacri, sunt foarte dulci. Știi? Dar n-ajungi la ei. Da. Unul la mână. Păi eu sunt o fire vulcanică. Eu și așa între prietenii mei mă cunosc. Eu nu dacă ceva așa, nu-mi convine și așa, eu în secunda după așa am fost. Nu e un lucru bun și nu mă mândresc cu chestia asta, eu sar la bătaie. Nu știu de ce, așa am fost dintotdeauna. Că dacă nu reușesc și îți explic și știu că nu bat câmpii și tu tot te încăpățânești și nu înțelegi, îți dau un pumn sau o palmă, depinde cum te prind. Dar nu crezi că asta ai putea să o rezolvi având în vedere că deja ești Ana Maria Prodan, nu mai ești Ana Maria, fata mamii păi sau când erai tu cu oamenii tăi, cu copilării era la cum o vede la rece. Păi o vede. Ești Ana Maria Prodan numărul 1, care e judecat atunci când lovești un om, mai ales ca femeie. Ia, la rece o vede. Păi, ea eu în viața mea am bătut, am bătut. Am atacat, ai lovit. Am lovit multă lume, ai nu fost, a Dan Alexa. Da. Foarte multă lume. Poți singurul pe care ceva nu l-am lovit a fost bărbatul meu. Asta am vrut să te întreb și am zis că uite, mi-a răspuns înainte să întreb. Dacă eu sunt crescut între bărbați, dar nu te-ai enervat niciodată atât de tare cum te-ai enervat? Nu te-ai enervat vreodată îngrozitor? Eu cu Reghe Camp niciodată n-am avut scandaluri la modul cu bătăi. Adică nu cu bătăi. Zi-mă un pic, că nu e până la urmă nu l-ai bătut pe Dan Alexa. Nu, eu ridic vocea totdeauna. Așa știe deja. Că nu. Eu ridic vocea, dar ai mei mă cunosc și copiii. Dacă mă lași în pace, eu în 10 minute îmi fac numărul și când văd că vorbesc singură, încep să râd și gata. Ok, deci la te cunosc. Da, nu. Dar mai poți să ne dai un exemplu care n-a apărut în presă pe cineva pe care ai lovit tot așa la prima, la primul impuls? În copilărie, în adolescență. Hai, dă-ne. Fotbal, am dat. Și de ce n-aș vrea să zic chestia asta? Pentru nu, că sunt oamenii... Și îi pui într-o postură. Dacă ai cunoscut, îi pui într-o postură. Ai mai lovit pe cineva din fotbal? Din fotbal, da, și atât. Atât. Da, e, Doamne. Dar nu, aduți aminte că la un moment dat a apărut pe Cancan. Pe vărul meu n-are Cancan. Pe Waide nu. Deci, a apărut, dacă vă aduceți aminte, când m-am enervat eu la telefon. Când cineva voia să-mi ia un jucător. Ți-aduce aminte? Era un episod cu un jucător, Hanca. A, și pe Hanca. Ții minte cum i-am luat pe domnii care își făcuseră deja cărțile. Da, ei, cum să mă sară pe mine din transfer. Era la Dinamo atunci. Nu, era la Craiova. Încă nu plecase de la Dinamo? Nu, trebuia să plece de la Craiova la Verona. Ah, ok. La Hellas. Da, și atunci a fost implicat președintele Craiovei, bătrânul. Toată lumea din conducerea Craiovei și doi agenți. Unul din Italia, unul Colfes, cu care trăiește și cu care sunt cel mai bună. Este unul de cei mai buni prieteni ai mei, mă cunoaște, m-a luat așa cum sunt, râde. Ok. Când mă enervez. Dar atunci, da, unul dintre agenți, italianul probabil, m-a înregistrat și a dat la ziar. Și okay. S-a făcut de râs. Pentru că l-a jurat Ana Maria Prodan, nu s-a repetat timp de 15 minute. Nu mă repet, dacă ai pe mâna mea. Deci 20 de minute, o oră, nu mă repet. Nu te repeți în jurături. Nu, pentru că știi cum e, sunt crescută și la pian, și la operă, dar foarte mult și pe în stradă. Cartier, da. Și am înțeles. E belea cu deci cartier. Cum s-a concluzionat sau cum s-a finalizat toată această treabă mediatizată la maximum și interpretată de, dar și interpretată de oameni de că ai avut o legătură cu acest om. Deci a fost deci eu în toți acești ani nimeni nu m-a avut la mână și nu m-are la mână cu nimic. Ok. M-au făcut curvă în direct la televizor, președinți de club, patroni. Da. Nu mai curvă decât nevastă sau decât măta. I-am luat și eu la fel, că dacă avem conversații din astea, oamenii dădeau calea la microfon, îți dai seama, aoleu, închide calea la microfon că este scandal, ce neau. Deci eu, față în față cu mine, nu are cum nimeni.
Okay. Deci asta pot să spun eu și... Nu ține nimeni piept. Na, n-ai cum. N-ai okay. cum, pentru că știu că nu ai cum, că nu mă ia nimeni de pe nicăieri. Înțelegi? Că n-are cu ce să... Păi n-are cum. Da. Ce, okay. Dumnezeu, să revenim deci, la gaz. Așa cu Alexa. Deci eu am în subcontract mai mulți antrenori. Ganea era la vremea respectivă, îl dusesem la voluntari. Cristi Tănasem este... Care din ei? Cristi Tănase, președintele și patronul Chiajnei, da? Ah, ok, că mai sunt fotbaliști. Nu, Cristi care e un om extraordinar, okay. un conducător extraordinar, ne știm de pe vremea lui Dinamo. Asta e că ăștia sunt fotbaliști și vorbim ca antrenori acum, corect. Eu ca agent propun mai mult, am listă de jucători și antrenori. Dacă tu, patron de club, îmi spui, vreau și eu să-mi schimb antrenorul, ce antrenor ai sub contract? Ganea, Alexa, Florentin Petre, ce aveam eu acolo, da? Da. Bine, mă gândesc. Îl aleg pe Alexa. Ok, mâine venim și îl semnăm pe Alexa. Ganea se supără. Deci l-ai împins pe la mai mult. Cum e și la noi, știi? Cum e la noi la evenimente? Da. Când ai un același manager și are mai mulți... Normal, când ai mai mulți, ce faci? Eu acum n-am mai apucat să-i spun lui Ganea atunci. Băi, Ionele, te-am dus, ai semnat la voluntari. N-ai fost ok, nu v-ați înțeles, te-a dat afară. E prea scurt timpul ca să te ia repede cineva, nu? Că după o săptămână, dacă l-am pus pe Alexa, l-au ales pe Alexa, e treaba lor. Eu mă bucur să-mi pun toți antrenorii, te pun și pe tine, nu e problemă. Dar nu-i treaba ta pe cine alege respectiv. Pentru că eu am foarte mulți prieteni, acei prieteni au profitat de momentul ăla și au zis lui Ionel, du-te mă și vorbește acum că acum e momentul. Ei probabil știind, prietenii mei, știind punctul meu slab, pe care de fapt îl știa toată lumea, soțul, familia, că ăsta a fost singurul meu punct vulnerabil, eu altceva n-am avut și nici nu am, da? Bun, și atunci oamenii au știut unde să atace. Eu i-am explicat la vremea respectivă soțului meu, ai mare grijă că singurul lucru unde se poate dărâma castelul... E aici, ăsta e punctul călcâiul lui Ahile. Bravo, ești tu, știi cum e, calul când intră în Troia, știi? Da. Bun. Mi-a zis, Doamne, da, uite că ce zice lumea, că, alo, păi tu de unde m-ai luat pe mine în 2006? Eu aveam sub contract jumătate din echipa națională în 2006, nu? Păi eu în 2006 nici nu prea stăteam pe acasă, eu plecam în Coreea, în America, cu jucătorii, în Europa. Unde aveai treabă, corect. Eram non-stop cu jucătorii în avion. Păi ce faci tu? Tu acum te-ai gândit să fii gelos? Domne, că lumea zice că uite, ai o treabă. Păi da, mă, dar Dan Alexa intră la noi în casă, mâncăm împreună, stăm împreună, petrecem împreună. Mă rog, Ganea, acum nici nu pot să-l acuz pe om. Okay. Nu, omul ce a zis Ganea? A zis, da, băi, aveam și eu un loc. Mă, dar Ganea a zis, domne, eu știu, l-am împins pe la mai mult, care o relație mai specială, oamenii fac grătar pe ponton acasă. Atât a zis Ganea. Okay. De aici, hop! Cine trebuia să împingă, a împins. Și de aici a început o discuție. Eu m-am distrat la început, că nu era primul și nici nu o să fie ultimul. Da. Uite, am trăit și cu el și cu tine. Mâine, dacă mergem la restaurant împreună, tași că sunt cu tine. Îți fac demonstrație în direct. Hai să mergem. Da. Ai înțeles? Da. Da. Deci, la mine, de atât de mulți ani, eu am trăit, am fost combinată cu toți patronii, conducătorii, cu absolut toată lumea. Bă, majoritatea mea au făcut avansuri, că-s frumoasă, ce dracu, că știu cum arăt și cum arătam în tinerețe, nu? Da. Hai să fim serioși, dar aici este talentul femeii. E și provocatoare, că mai e o treabă, exact cum ai spus și în podcastul, în primul podcast, ai pozat în Playboy tocmai pentru că ai vrut să atragi niște lucruri. Normal, atunci, normal. Cumva și ți le asum. Păi mi le asum. Dar vreau să te întreb ceva. Da. Dacă era invers, Ganea cu Alexa, i-ai fi dat un pumn lui Ganea? Normal. Ucanezi, știi cum e? Alexa e așa mai... Normal. Ganea l-a strâns și pe ăla decât pe arbitru, mi-aduc aminte. Păi hai că spun ultima, că uite, poți să-l trepe ca Patos. După chestia asta, normal, Ganea încă nu divorțase de nevastă. Te-am sunat nevastă sa. Băi, că uite așa, că ăsta e un nebun, că... Știi, nu? Răspunsul meu pentru Ganea? L-am pus antrenor la Târgu Mureș. Ah, ok. Ce-ți spuneți asta? Gândită frumos? Da. Da, oricum, ți-ai făcut treaba, ți-ai făcut treaba profesionistă. Cât de frumos a fost răspunsul. Altul ce făcea, alta ce făcea în locul meu. Îl dădea în judecată. Da, termina contractul și bănene, nu mai colaborăm. Nu, mă, nu. I-am demonstrat, băi, Ionele, ai ceva, ai văzut, ai vreo dovadă. Nu, Ana, dar eu n-am vrut să spun așa ceva, ăștia au dat-o, au făcut. Ok, bine. Da, eu personal n-am văzut asta, afirmația lui.
eu am crezut că lumea s-a inflamat cu treaba asta doar pentru că tu l-ai lovit pe acel om și părea o chestie cum să spun eu, emoțional, pasională. Tu ai văzut adică, imaginea? Bă, dus să-l... Eu întreb acum. Unde știi că, adică la stadion, unde trece lumea. Băi, stai că n-ai înțeles. În stânga erau jucătorii, țin minte toată viața, de la Botoșani. Băieții, se terminase meciul, băieții ieșeau cu gențile pe umăr la autocar. Da? Pe scări erau toți, conducerea Astrei. Da. Păi ce, eu mă luam cu iubitul meu la bătaie în fața jucătorilor, în fața președinților. Da, în dar mai vine și partea asta. Tu fiind o fire vulcanică, tu nu mai ții cont, indiferent. Poate să mai pune și așa. Dacă mai enerva, mai călca pe bătături. Da, ia întreabă-l pe Budeanu, întrebați o dată pe Budeanu, revista ăsta, ziarul ăsta lor, Cancan, cam câți ani m-au urmărit ei pe mine, pas cu pas, deci îi vedeam, era umbra mea. 2 ani și ceva. Iar eu ieșeam fără niciun fel de problemă cu toți ai mei. Adevărul e că paparații de la Cancan sunt temenici, adică își fac treaba. Înainte erau numărul 1, hai să fim serioși, înainte erau, era nenorocire. Nu, sunt temenici, își fac treaba, adică, tu spui că ei te-au urmărit să prindă ceva, un amantlâc al tău, un ceva. Dar nu numai cu Alexa, mă, cu toată lumea. Orice ar fi prins era aur. Iar la mine se știe, eu nu ies decât în 3 locuri. Eu în 49 de ani, eu nu am colindat cluburi, discoteci, petreceri, nu. La 3 ani unde mergeai? La 3 ani, să știi că și la 3 ani eram șmecheră, eram prima la Dăbuleni, pe malul Dunării, făceam legea. A, da, care cum se povestit, fac țară-țară vremea asta și tu. Lasă că ne-ai povestit și asta cu bomboanele și cum îi puneai pe fiecare care de unde să fure și să împărțiți. Corect. Am înțeles. Am lămurit asta cu... Că asta că n-are nicio legătură, că a fost un episod trecător. Și astăzi vorbesc cu Alexa, mi-am cerut scuze. Știți? Deci eu sunt omul care atunci când greșe. În secunda următoare eu sunt prima care vin și toată viața am cer scuze în fiecare zi când te văd. Până știu eu că m-ai iertat. Ok. Dar mai ai contract cu Alexa? Da, mai cum să nu? Ah, okay. Cum să nu? Am înțeles. Deci spui că așa și spui că mai mult decât Alexa, spui că nu există nici măcar o dovadă. Că aici vorbim dovezi. Astăzi în seara asta vorbim dovezi. Nu vorbim păi, că zice lumea că... Din ce an sunt în fotbal? Din 2005, da? Da. Câți ani sunt? 17 aproape. Depinde când în 2005 când. Da, în 17 ani. A venit cineva, la câte războaie am deschis, că nu există cineva pe pământul ăsta care să fi deschis atâtea războaie. Cum am de... Așa, fiecare front era război pentru mine, singură. Nu m-a ajutat, jur, dacă cineva, și puteți verifica, nu m-a ajutat nimeni în toată cariera și viața mea. O întrebare, care nu mă are nicio legătură. Unde îți place mai mult, la pian sau pe stradă? Pentru că ai zis, băi, sunt și la pian, am fost și la pe stradă. La mijloc? La mijloc. Uite, vezi bine, ce frumos. Bine, la mijloc, bă, mulțumim. Uite, asta e de promo. Să-ți dea Dumnezeu să asta mă dă de pe asta. Vem pentru bravo. Încă o întrebare de la Mirela. Întreabă dacă te-au deranjat pe tine sau pe copiii tăi pozele cu Camara. Și? Pozele pe care actuala iubit... E un film? Ea spune film. Poze aici. Păi sunt și poze și film. Deci pozele Corina Camara te-au deranjat în vreun fel? Păi, că au apărut după ce, adică după ce ai făcut-o tu faimoasă cumva, adică da, am scos-o din anonimat. Dar ce poze sunt că eu nu le-am văzut, scuze. Au apărut niște poze, că îi bagă Camara mămii degetele prin gură, îi spune să ducă la școală, să-i promită că o să aibă un caiet pentru mai multe materii. Te-au deranjat aceste poze pe tine sau pe copii? Adică, nu știu, sunt niște poze dintr-o relație mai veche ale acestei tipe? Când vezi pe iubita tatălui, care ar trebui să fie exemplu pentru tine, copil, okay, că îi spune Camara, auzi, promitem că o să te duci la școală, promitem că te împaci cu părinții. Păi poate de aici a plecat la Cambridge. Da, promitem că o să ai un caiet pentru fiecare materie, nu unul pentru toate, promitem că... Păi, poate era, da, mă rog, că poate era mică. Camara e un băiat foarte ok, da. Adică Camara eu mă cunosc cu Camara și îmi se pare un băiat. Așa. Băia foarte ok, adică nu știu cât de tare o denigrează relația cu Camara, adică, da, mă rog, iar faptul că el o încerca să o împingă, poate, câți ani avea ea atunci? Da, dracu știe, mă interesează. Dar pozele și astea ce spui tu, filmul a apărut după. Deci, da, mă, e penibil tot ce dracu. Pentru te-au deranjat? Pe mine nu, păi ce, bă, copii? Păi poate aici e... Da, mă, ce dracu. E jenant pentru el. Știi ce este nasol? Este nasol că tu trebuie să fii un formator de opinie. Tu ești lider. Jucătorii ăia mici ai tăi, care au 17 juniorii, tu trebuie să fii un exemplu. Tu n-ai cum să mai fii un exemplu pentru copiii ăștia, că n-ai ce să... Uite, acum chiar era o glumă prin oraș, că s-a despărțit Ivan, da, de iubita și a plecat cu nu știu care. Și toți spuneau, păi ce a luat Ivan exemplu? De la Craiova, da. Și tot râdeau aia pe net, păi ce a luat exemplu de la antrenor. Adică... Da.
Genant. Adevărul că vrei să spun ceva, genant. Bine, eu am genant. O vârstă și așa, eu, adică eu pot să, eu, chiar da, sunt, bă, sunt de vârsta ta, nu te mai, dar eu pot să, eu pot să delimitez reggae camp antrenorul, aia trebuie fost făcut. Jucător și l-am spus eu asta, în viața privată, viața privat. Asta că să făcă ce vrea, da. Eu asta am făcut, eu am spus, domne, voi luați-l pe reggae camp. Pe viață, pe care pe viață sportivă, ca antrenor. Dar știi ce e greu? E că tot eu mă vin și mă contrazic. Eu spun că viața privată cu viața profesională merg așa. E adevărat. Așa e. Așa acum e. Depinde și de profesie și de nivelul la care n-ai ești cum. Tu când ajungi, auzi, când ajungi la un anumit nivel și când știi cât de greu ai ajuns acolo, trebuie să fii cretin. Da, uite, prost patentat să dai cu piciorul și să te răstogolești așa, să cazi în cap. Bine, păstrează proporțiile, dar uite, și Michael Jordan avea metehnele lui și le avea cu pariurile, cu ce făcea el și stai că s-o poate. Stai, păi da, Michael Jordan... Am zis păstrăm proporțiile, stai un pic. Nu, Michael Jordan cu toate metehnele pe care zic eu că le avem toți, mai mult sau mai puțin, da. Pe viață profesională era Dumnezeu. Da. Da. E Dumnezeu Laurențiu Reghe Camp? Păi așa ai zis la un moment dat, că era Dumnezeu când era la Al-Hilal și a jucat finala. Băi, păi vezi că atunci, este, păi este cel mai tânăr antrenor din corect, istoria deci fotbalului Dumnezeu care a jucat finală de Champions League. Și atunci nu îi se permite și lui să... Păi se permite, i s-a permis, nu. I-am permis, de exemplu. Toată lumea a permis, dar astăzi unde este Laurențiu Reghe Camp de la finală la Craiova, de Champions League? E la Craiova. Bravo. Și mai ești în șoc că a semnat la Craiova. Păstrând proporția, Craiova acum, este super echipă. Stai să ne înțelegem. Doamne ferește, Craiova, da, Craiova era bună pentru Laurențiu Reghe Camp când a plecat de la Chiajna. Dar eu l-am dus la Steaua. Dar el dacă nu avea problemele astea, poate și acum era bine la Craiova. Pentru că până la urmă, domnul Morar... Tu crezi cine? Că Rotaru... Rotaru o să-și prăbușească afacerea că-l iubește pe Reghe Camp sau că e naș sau ce căcat e? Dar mă rog, el ți-am spus, eu cred că o să-i dau o șansă mai mult credit. Să poată... Bine, nu i-a dat credit, cât da, credit? Uite, acum o să aibă probleme. Să dea Dumnezeu să-l țină, băi, pentru să mine, dea Dumnezeu să se schimbe copilului meu. Să se schimbe soarta aia și a echipei și să înceapă să câștige. Dar eu îți spun și uitați-vă de când s-a înhăitat cu toate aceste femei din oraș, uitați-vă unde este astăzi. Cam așa vorbim. Da. Ia, Icar. Da, dar asta poate, să fie, asta poate da. Să fie în viața unui... Tu ce vrei să zici? Că poate să fie o coincidență, adică da. Să aibă legătură. Stai, adică, zic, că se poate întâmpla, aici, se poate întâmpla din cauza femeilor. Se poate întâmpla să fii bun și deodată să cazi de fără da. Să ai o problemă simplu, neapărat. Da. Ai, perioadă, da. Mai, ai da. Mă, ce drept. Dar uite fotbaliști care... Măi, dar noi vorbim de la Champions League, îți repet, de acolo te duci în Dubai. Champions League Asia, ca să... Câștigi câteva trofee, uite așa, da. Nesperate pentru Al Wahda, de exemplu, era Dumnezeu la un moment dat pe tocmai, îl vedea la echipa națională a Emiratelor. Da. Și dintr-o dată... Dar poți să ai și fotbaliști, vezi fotbaliști care o dau atât de bine, au o perioadă de care sunt în formă și apoi stai o secundă, te duci de acolo, toată lumea știe ce probleme începi să ai și ce faci. Da. Le asociezi. Te dau afară. Ai șansă iară să te duci la Al Wahda, la Al Wasl. O iei și mai tare cu căcaturile pe care le faci. Te dau afară și de acolo. Asta le știi. Te duci la... Păi nu, te uiți și tu pe ca om care știi fotbal, nu? Da. Te duci de acolo, stai fără echipă nu știu câte luni. Ai iară o șansă în Arabia Saudită la Al-Hilal, la Al-Ahli. Da. Da? Stai și acolo două luni, te dau și de acolo afară. Da, da, și eu când îți arăt astea și spun, ia uite-te puțin așa, oare e coincidență? Poate să fie coincidență. Poate păi dacă Amanta te terorizează de 3 ani, păi tu nu mai știi în ce parte să o iei, cum metri. Da, în real sunt legate, adică păi profesional eu să mă duc să filmez Miami Beach în LA, dacă acasă când am probleme cu soția și ea nu știu ce face. Bate, Amanta te bate, Levanta te bate. Amanta nu am, dar soția aș vrea să mă înțeleg și să nu am. Nu, dar eu vreau să vă contrazic aici. Uite, eu de exemplu, poate diferit, dar eu oricât de tare m-aș certa cu Lizia acasă. Așa. Și plec la spectacol. Pentru mine nu mai am mamă, nu mai am tată. Eu acolo pentru oamenii ăia. Eu am uitat, eu am lăsat bine. Totul la nu, ușa acolo, știi? Nu, spus bine, vorbim de meserie. Da. Dacă tu știi că acasă te ceri cu Lizia, da? Rău și îți stai acasă și sună Amanta și te terorizează să prezinți actele de divorț. Să... Cu Lizia nu mai știi cum să te ascunzi. Nu, da. Și mai e o chestie, Cosminelu, iartă-mă că întreb pe Ana, dar Cosmin, ideea este următoarea, tu te concentrezi să faci chestia aia pentru că poți și ai învățat o oră, două. Normal, adică o oră, două, zici, bă, nu există probleme acasă, bă, vine aici să faci. Dar dacă eu spun, du-te la munte, la Sinaia, o lună și scrieți material nou pentru. Bravo. Când scrii material, o lună, acasă,
ajută cel mai mult. La mine când sunt nenorocire, atunci mă ajută la... Când eu mă înțeleg, eu mă cer cu Lizzy cumva, că zic, bă, hai să nu mai certăm, că eu nu mai am material. Da, bine, e diferit și să... Am glumit oricum. Nu, n-ai cum, nu poți. Adică nu poți ala lung, poți o oră, două să pretinzi că nimic nu s-a întâmplat, dar tu gândește-te în cei 2 ani, 3 ani, Reghe Camp a trăit o tragedie. Da, era hăituit de amantă, era acasă, nu era hăituit, că acasă nu știa nimeni nimic, știi? Da, în nebunia lui să ne mintă și pe noi acasă. Îl întrebam, unde pleci tot în pandemie, că nu e tot închis. Da. A, păi te-au dat ăștia afară, ai terminat contractul cu Aloasă, unde te duci tu? Că e închis toate, sunt închise toate sălile. Da. Păi mă duc că m-au lăsat aia să mă antrenez la sală. Și el se ducea la amantă unde o ține ascunsă. Și venea acasă ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Mie nu-mi convine acest podcast, că tot dă idei. Eu acum nu mai pot să zic că mă duc să scriu material. O soții care înșeală, probabil când vine acasă, vine acasă ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Ce să facă și el? Penibil tot. Băi, ce-a făcut, a făcut niște mitocănii. Una e să înșeli odată, una e să te duci. Bravo, unde, odată, și una e să trăiești o viață paralelă, exact, și să știi și să începi și să încerci să acuzi nevasta și familia că familia îți denigrează amanta și amant. Auzi, eu te întreb, tu când ai văzut toate pozele astea care circulă în oraș, pe care soțul meu îmi spune că tot din cauza mea circulă pozele în oraș, ce ți se pare normal că mama copilului tău să arate în halul ăsta? Să fie luată din bar de striptease. Sunt. Nu? Da, așa pozele par. Le-am văzut. Adică ție ți se pare normal copilul tău să vadă așa ceva? Nu, eu n-am secundă. Sunt oameni. Da, sunt oameni. Stai o secundă. Bun. Poate a fost, poate a lucrat într-un bar de striptease. Da. Bun. Sunt oameni pe care îi cunosc care spun, bă, trecutul nu contează. Să-și asume, că noi suntem toți niște oameni asumați. Iar în același timp sunt alți oameni pe care îi deranjează ca mama copilor lor să fie pozat în Playboy. Adică, bani de striptease și... Eu n-am pozat, de exemplu, în Playboy, eu am pozat artistic. E asumat, e artistic, ești plătit. Altceva, nu stau în curul în mijlocul clubului. Eu încerc să nu mai fim acuzat iară că n-am fost imparțial. Uite, apropo de poze, vorbind cu Codin, am zis, băi, nici nu putem să arătăm pozele astea, că e jenant, cu toate că sunt venite la el și la mine l-am și la... L-am primit și am fost pus... Eu vreau fost să le primesc, măcar de la voi, dacă... Au fost puse și în comentarii. Uite-le în comentarii, uite-te... Au fost puse în comentarii la link. Au fost eu un link, o să... Nu, eu am spus de la început, n-am citit... Sunt niște poze cu... Și Reghe țipă în gura mare, aoleu, aoleu, cine a dat pozele? Dar poate el nu a văzut pozele astea, stai un pic, poate el n-a văzut pozele astea, că știi că mai e o vorbă... Mă, mi-a zis mie toată lumea din oră, mi-au zis mie toți băieții, prietenului, bă, vezi că a aflat tot, dar a aflat prea târziu când de fapt asta are gravidă și, mai e vorba și nu aia. Are ce să fac. Ana, mai e vorba aia, acum, na, că ai zis că... Și schimbă... Aia spălată e ca nouă, știi cum e, tu n-ai văzut și nu știi... Și da, și nu știm, e mama copilului ăla. Eu cred că el a fost păcălit și îmi doresc, și eu îmi doresc să cred așa ceva. Eu nu pot să cred că un bărbat cu demnitate poate să accepte așa ceva. Eu nu cred. Da. Eu nu cred că un bărbat poate să suporte să intre la braserii, de exemplu, unde noi eram dumnezei când intram, se făcea liniște, da? Și să intre cu cineva de mână și să facă semnă, să schimbăm impresii. Auzi, cum e trecut tine, cum a fost? Amă, ce drept. Nu există așa ceva. Asta e vorba de demnitate, de bărbăție. Eu știi ce vreau. Eu știi cum e, strigă regina. Vreau să am coaie. Da, că dacă aveam coaie, eram rege. Da. Da? Na, da. Era așa un banc, știi că zicea... Asta e alt titlu. Știi? Dar fii atent, era un banc în care regele, după ce termină cu regina în pat, se privește în urmă și zicea, mamă, dacă aveam... nu era rege, era așa prinț. Și zicea, dacă aveam cu 5 cm mai mare, eram regele. Și doamna din pace, dacă aveai cu 5 cm mai mică, erai regina. Nu, mă, dar asta este, ți-am zis, este... Vin eu cu altă întrebare din online. Întrebare care are cumva, am regăsit-o mai multe comentarii și m-a făcut și pe mine curios, adică și eu astea aș spune această întrebare. De ce crezi tu că Laurențiu tace? Adică cumva tu ai vorbit despre el și despre relația voastră și despre niște lucruri, iar el tace. Și nu, adică oare tace pentru că nu are nimic de spus? Tace pentru că este un gentleman desăvârșit care nu vrea să vorbească urât de mama copiilor lui și să zică, bă, nu vreau să... Adică, bă, aș avea multe de spus, dar nu vreau să te denigrezi și într-o zi o să mulțumești. Unde sau crezi poate tu? Tace că nu vrea să intre într-o polemică. Da, există mai multe variante. Care e? E cum? Greu, e greu cu mine. Eu știu. Te întreb. Și fii atent că în viața mea, n-am vorbit fără dovezi. Ok.
Deci provin dintr-o familie de tată polițist avocat. Da. Deci îți dai seama ce combinație ciudată, nu? Deci am fost crescută ca un băiat, ca un bărbat, da, ca un băiat. Da, ne-ai spus asta. De bun, așa. Deci niciodată nu o să mă auzi că fac o afirmație și sunt neacoperită. Uh-huh. Pentru că știu ce urmează. Și niciodată, și ai să vezi în timpul emisiunii, niciodată nu fac nimic sau nu iau o decizie fără să trimit avocatului meu. Auzi, vreau să fac și eu asta, declarația asta. Ce zici? Și trimit. Uh-huh. Și dacă e în instanță avocatul meu, nu vorbesc până nu iese. Și asta puteți să-l întrebați până voi. Până nu primești un răspuns. Da, trebuie, da. Să vă spunem, trebuie să vă spunem că avocatul Maria este aici în sală, asistă și va interveni. Oleg, eu pot să-i spun Oleg. Oleg, și eu pot să-i spun, și mie mi-a dat voie. Oleg Burlacu este aici și va interveni acolo unde, va, dacă unde, sunt, trebuie, unde să trebuie să puncteze. Sau pentru să, că cel mai bine este așa, că toată lumea, într-adevăr, toată lumea se uită. Ce dumne că l-a acoperit atâția ani? Da? Și încă la copăr. Deci încă la copăr, ține minte ce spun. Și totuși? Dar, eu cred că în momentul în care dă pe afară paharul meu de whisky, deja se murdărește masa. Și atunci trebuie să o curățăm. Clar. Ok. Okay. Da? Dacă tot ai adus vorba despre avocatul tău... Ai zis de ce? Stai puțin. Stai, mai spus o întrebare. Da, corect. De ce nu vorbește? Nu vorbește în primul rând pentru că ai răspuns că îmi place... Când ai zis că e greu cu mine și no, că e frică, no, că știam că ți-ai no, răspuns. No. În primul rând pentru că încă și îmi doresc o părticică din sufletul meu să păstreze imaginea și amintirea lui Laurențiu Reghecanf așa cum era când eu l-am luat de bărbat. Dar părticica asta e deja foarte mică pentru e că tu deja mică. Ai început să spui este foarte, foarte mică și lucruri. Probabil că asta va fi ultima emisiune. Okay. De ce? Că e deja mult prea mult. Ultima emisiune și care să vorbești despre, despre asta. Și să spun de ce. Eu nu am de ce să mă justific în fața nimănui. Eu okay. am făcut asta. De ce? Pentru că am o relație, spun eu, aparte cu voi și cu Codin. Codin știe despre începuturile acestei povești de cât timp? Se fac 2 ani? Da. Aproape? Vorbim 2 ani. Bine, așa este. Deci eu am luat-o la început ca pe o prostie a lui Reghecanf, ca pe o greșeală. Greșeală, da. Se întâmplă. Se întâmplă. Am încercat să-l salvez. Am încercat să vorbesc într-adevăr cu toată lumea din oraș. Și am rămas șocată când toată lumea din oraș mi-a zis uf, nu se poate ca Reghecanf să se fi combinat cu așa ceva. Ok. Și zic acum direct, l-am întrebat pe Codin. Codine, știi tot ce mișcă în orașul ăsta de când ești copil, de când ai ieșit în oraș? Noi fiind copii de bancata, noi am avut acces în absolut toate cercurile. Da? Corect. De câți ani o cunoști, Codine, pe... Nu mai știu, dar sunt niște ani de când... Ea n-are un nume? Că eu nu, eu, Corina Caciuc, ca... amanta lui Reghe. Da, Corina Caciuc. Corina, de câțiva ani buni e în oraș. Eu adică... mai am o întrebare înainte de a intra în subiectul ăsta. Noi tot facem paranteză la paranteză la paranteză. Dacă Laurențiu Reghecanf era cu o altă doamnă care era poate, același lucru. Poate nu era, nu știu, suspectă că e nu știu cum fata sau oraș, ca, sau așa fat. Când ai, aveai aceeași pornire pe ei. Poate era o doamnă de casă care făcea da, niște gogoși extraordinare. Da, dar pornirea mea nu este pe această fată. Nu, pentru că mi se pare că se bate piua foarte mult. Pe ea, de asta și deveni cunoscută, că altfel ai să ne ierte Dumnezeu. Cine era Corina Caciuc? Nu, eu deci dacă, auzit, dacă eu când am întrebat pe Codin, toată lumea a zâmbit. Când am întrebat pe lumea de la braserii, de la restaurantul unde eu mănânc, toată lumea a zâmbit. Când am întrebat pe patronii... Dar pe tine de te deranjează mai tare? Adică e un plus pentru că ea este o fată de oraș și nu este o fată de casă, nu de exemplu? Nu e un plus, este un minus pentru Laurențiu Reghecanf și pentru nervi, imaginea lui. Un plus de nervi? Sau nu, un plus nici de... măcar nervi, este dezamăgire. E o dezamăgire foarte mare. De ce? Pentru că noi întotdeauna am avut chestia asta. Laurențiu, fiecare bărbat greșește, sunt și femei care greșesc, greșim poate toți, dar noi am construit ceva ce n-a construit nimeni, singuri. Da. Doi copii care au construit totul, singuri, fără ajutorul fără ajutorul mamei, a tatălui, fără niciun ajutor, da? Tu n-ai cum să te faci de râs, chiar dacă ai slăbiciunile astea pentru aceste domnișoare de oraș, tu n-ai cum să te faci de râs și să te arate lumea cu degetul pentru că îți pui copiii într-o situație penibilă. Noi avem 4 copii care au 23, 22, 19. Da. Adică
Da, da, știi că, pentru că este o slăbiciune, Ana, că asta vreau să spun, da. Este o slăbiciune și nu cred că este nici primul și nici ultimul bărbat care își lasă familie cu 5, cu 2, cu un copil sau niciunul, pentru ceva care e o slăbiciune al lui. Și mie îmi pare rău că trec din întrebări cumva, că mă strădin și mă uit aici la întrebările pe care le am. Unii întreabă, băi, tu te poziționezi sus și te poziționezi sus pentru că, uite, cartea ta se numește Da, sunt cea mai bună. Da, sunt cea mai bună. Așa se numește cartea ta, bun. Iar pe ea o poziționez inferior. Și lumea nici întreabă măcar, aici bun, inferior ție, nu știu, bine, tu spui cea mai bună și oricum alei. Nu spun în niciun fel, vreau să întreb. Doamne. Lumea se întreabă, băi, dar atunci care e explicația? De ce a trecut el de aici aici, în spusele tale? Păi ia, înainte ce voia orașul, Codin? Ca să o luăm așa, să vedem în trecut, ce voia orașul? Cu cine chipurile trăia la Orențiu Reghecamp? Altă damă de oraș. Da, am și o întrebare legată de Florentina Raiciu. Eu am o întrebare aici. Păi, nu știu dacă se intru și în asta. Hai adică, să le contopim. Deci, așa, uite aici, o întrebare. Dar Florentina Raiciu, cu ea ce ai făcut? E adevărat că ai bătut-o? Întrebare de pe TikTok. Bat numai bărbați, deci puterile mi le măsor numai cu bărbații, niciodată cu femeile, că n-am cum vreodată să așa. Doi la mână. Nu m-aș fi dus să mă înjosesc în viața mea să-i bat amantele lui Reghecamp. Pe asta, de exemplu, pe ultima, era la botul calului în Dubai, stătea în, unde aveam și o casă, că acolo mi-o casă. Stai, că te întrerup, pentru că asta nu e o întrebare pe care o am aici, dar îmi vine. Ești sigur că tu faci niște afirmații, ești sigură că Laurențiu Reghecamp te-a înșelat cu această domnișoară Florentina, nu-i mai repeșinul de familie? Ești sigur, ai dovei, adică ești... Nu, mi-a zis Gigi Becali. Ți-a zis ție, a zis pe post, nu? Păi parcă știu ceva cu... Zis să-ți facă rău. Nu. Eu acum sunt avocatul lui Laurențiu Reghecamp. Gigi este super relaxat. Gigi nu vorbește neacoperit niciodată. Ți-a zis să-ți facă rău. Nu. Dar eu am spus atunci lui. Dar stai, ce a zis la Gigi? Dar am găsit, mă, numărul Florentinei, vorbea cu ea, mi se pare. Dar ce a zis la Gigi? Ultima dată am găsit-o lui Reghecamp în telefon. Ai găsit și tu niște... Da, i-am găsit iară. Dar zine și nouă ce a zis... Dar nu mi-a băgat aici un seamă pe el. Ce a zis, la Gigi? Adică ce... A zis pe post că de 8 ani de zile a luat banii familiei, a făcut afaceri, a deschis domnișoarei din Dorobanți salon, nici nu știu unde a avut fata asta vreodată salon, nici n-am văzut-o cum arată în realitate vreodată și poate să-ți confirme domnișoara asta, că am zis că era foarte frică de mine. Dar pe cine ai zis că ai văzut în Dubai? Pe cine ai zis că ai văzut în Dubai? Că ziceai că... Pe actuala. Pe actuala mi-a ținut-o și în casă. Corina, așa, e Corina și Flori, că de-aia vorbim de două fete. Înainte să vă despărțiți... Eu am auzit atât. La un moment dat am auzit de la fetele care fac alte activități în Dubai, că este mate-ul lor și că se numește Gură de Aur. Și l-am întrebat pe el. O știi pe una Gură de Aur? Da, mi-a zis. Bun. De acolo am întrebat toți prietenii noștri comuni, dar toți, începând de la patron de hotel, de restaurant, am luat-o și eu, nu? Pe cine cunoști, normal? Pe cine, și cunoști tot orașul. Da. Da? Și tot orașul. Ți-a confirmat? Mi-a confirmat și eu, dat mesaje lui. Prietenaș, vezi că e nasol, vezi că nu e ceea ce trebuie fata, du-te acasă, stai cu minte acasă, cu familia ta, că femeia ta... Tu erai într-un moment în care încă luptai, adică ai fi vrut să ierți, adică ai fi vrut să treci peste și să fii cu el, ai fi fost cu el și astăzi. Pentru mine familia este cel mai important lucru de pe pământ. Lăsând la o parte Caterinca, lăsând la o parte că mai mă enervez, că mai dau un ăla, n-are legătură. Familia este ceva, e Sfânt. Dumnezeu, da? Sfânt, bun. Da. Și atunci cum era să îi spun eu lui Reghecamp când a greșit prima dată, du-te bă, ia, hai, la revedere, că nu mai am nevoie de tine. Nu, i-am explicat, l-am luat pas cu pas, uite, ca pe fimiu, vă stai aici, eu am trecut prin viață și eu am făcut tot, de la A la Z. Și atunci eu pot să spun ție, nu ai cum să decazi, ești Champions League în momentul ăsta, ești finală de Champions League la Al-Hilal, n-ai cum să te duci în Liga 4, niciodată. Du-te, asta este, ai greșit, ți-ai făcut mendrele, ce dacă să ajungi să te șantajeze, să-ți dea mii de mesaje, un gen de femeie, așa. Bă, și dacă era, cum ai spus tu, câștigătoare de Oscar, tot nu eram de acord să mă deranjeze ani de zile una și să-mi șantajeze bărbatul. Bun. Dacă nu-mi dai acte de divorț, nu te rug. Dar tu ai astea, ai dovezi. Asta am vrut să zic, la emisiunea aia care... Adică, eu nu vreau să par acum că sunt Dan Diaconescu sau Dan Capatos. Nu, dar suntem la emisiunea care ar trebui
să vorbim și știi? Să... Uite, dacă la prima înțelegi. A fost eleganță, asta deci te întrebă, toate, băi, asta vorbim? O să vină, când vine avocatul, o să-ți arate, o să-ți spună avocatul cam ce demersuri s-au făcut, ca să înțelegi că totul este acoperit, că dacă mă apuc și dar tu de unde ai mesaj? Adică tu de unde ai? Mi l-a trimis ca să-l iertăm. Și te-ai umblat un telefonul lui? Stai, să-l împăr. N-auzi că a zis acum. Mi-a trimis domnul Reghe. Deci eu am toate discuțiile de la Reghe Camp, uite-te aici. Ce scrie aici? Este adresată domnișoarei, da? Da. Bun. Ce este asta? Este o un adresă, link da, o, da, cu divorț. Da. Îl învăța cum să divorțeze, că omul tot spunea. E pandemie, nu se poate divorța acum, dar mai așteaptă-mă, dar mai fă. Aceste mesaje pe care mi le arăți. Da, astea sunt de la Reghe. El ți le-a redirecționate toate, el da? El ți le trimise. Opa. Ca să ce? Dar de ce ți le trimite opa, acum? Opa, uite, cine dă mesaj acum direct? Da, Reghe Camp, exact da? Acum. Acum da. Mai da? Scris Reghe da. 1, că era da? Exact da? Și uite ce scrie aici Reghe Camp. Hai că ce spune domnișoara? Hai că mă e deja de proastă prea mult și încep să mă deranjezi. Bun. De ce? Pentru că Reghe Camp mințea. Nu pot să divorțez acum. Probabil că în mintea lui n-a vrut niciodată să divorțeze. Dar părerea mea, să dea Dumnezeu să mă înșel, să dea Dumnezeu să mă înșel, cred că are ceva, l-are cu ceva la mână, pentru că altfel n-ai cum să decazi așa când toată România îți dă mesaje. Eu le am mesajele, pentru că multe sunt date prin mine către Reghe Camp, da? Okay. N-ai cum să faci așa ceva, da? Să ajungi, uite aici. Ce, de unde vezi aici, da? Da. De la soț către mine. Da. Îmi place cum l-ai trecut, iubi soare. Da, da. Iubi soare spuneam eu, soarele nostru era, da? Deci toate aceste mesaje, ia uite-te ce spunea despre domnișoară. Cum, ce era domnișoara, o? Da? Da, o e ceva, cumplit. Da, vorbește de ea, da, chiar ia dacă suntem pe YouTube, n-aș vrea să... Da, da, uite, am agățat-o la bar la Zuma, noapte, da. Da. A venit și mi-a cerut niște bani să... Da. Bun. De atât parcă par rușinat, așa da. Te uiți. Da, nu știu, să nu, ideea este următoarea. Noi aici, da, aici, aici noi la podcast vă spune ce vin de la mănăstire, nu, nu aici, prea mai văzut aici de vorbim, ne mai băgăm, ne da, mai băgăm pula, da. Așa, dar acolo da. Sunt niște lucruri pe okay. care el le povestește soției. Da. Soției soția. Despre o altă dar de nici ce măcar nu știe ce fata asta, nu știu, da. Poate se referea de una anterioară, că dacă da, spune un pic, nu mai Ana Maria acum. Care... Eu vreau să întreb, de ce ți l-a trimis ția? Adică de ce? Pentru asta că... mi se pare mai de interesant. De ce? Pentru că eu prinsesem deja transferurile către asta. Așa, și el ți l-a trimis ca să ce? Făcute ca familie, ajutor pentru familie. Motivul. Băi, care familie mă? Casa nu e familia mea. Cine e asta? E vreo verișoară și nu mai știu? Stai, asta ai mai spus și în emisiunea trecută da. Și am și aici întrebări, nu trecem la... Deci s-au făcut niște transferuri da. Din conturile da, ale lui, da. Ale lui care, păi, pe care... familie, ce ale lui, ale mele? În conturile bun, familiei, din da? Conturile așa, da? Către... De ce? Bun. Păi, către cine? Către o femeie, o amantă bun. Care era prin Dubai. Ești de acord, ce făcea ești de acord aici să... să rugăm și pe domnul avocat să participe da, la această discuție. Facem un pic bine. Stop ca să-l invităm da. Aici la mijloc. Da, 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 adică vorbim un pic cu Oleg care... Da, da. Hai, o secundă. Oleg, bine venit la mijloc. Așa cum ai auzit că erai aici, am intrat în niște lucruri un pic mai tehnice. Ea spune și a spus în podcastul trecut, avem oameni care, nu știu, acuză, o, nu știu cum să zic, că... Cum că a făcut niște afirmații clare că el a furat banii familiei, că a furat niște bani. Bă, e o acuzație destul de gravă. Există dovezi? Tu poți să-mi spui, există dovezi? Le-ai văzut cu ochii tăi? Da. Bun, văzut cu ochii mei este absolut firesc să văd tot ceea ce afirmă Ana, să le fi văzut, pentru că este absolut firesc și normal, după cum v-a spus mai devreme, toate lucrurile pe care le inițiem trece pentru un anumit filtru de legalitate, ca să le spunem așa. Lăsând la o parte aspectul emotiv al lucrurilor și a trăirilor ei în afara demersurilor întreprinse, singurul lucru care pot să vă spun este că într-adevăr la momentul de față tot ceea ce susține Ana a îmbrăcat o formă, mai bine zis mai multe forme de inițierea unor acțiuni judiciare și toate astea fac obiectul unor sesizări către instanțele abilitate care... Pe care le-ați făcut. Pe care le-am făcut, okay. Care sunt deja în derulare și în derulare activă, ca să spun așa, dacă mi este permis cuvântul ăsta. Aici se permis tot ce ești pe YouTube. Aici e libertate. E periculos fiind la mijloc să vorbești de activ și pasiv, dar totuși... totuși da. Eu o să notez pe asta. Totuși îmi arog de autor. Sigur. Da. Sigur că da, la momentul de față, din punctul nostru de vedere, al meu și al Anei, suntem în fața unor ilegalități de genul
furt între soți, da, diminuare de patrimoniu, okay, inclusiv prejudiciere de imagine, lucrurile care în mod real au fost deja sesizate către, după cum am spus, către organele abilitate, okay, și deja se fac cercetări. Mai mult de atât, în tot ce înseamnă viața privată și probabil chestiunea asta o să vă spună și Ana o să dezvolte, eu doar sumar vă spun că într-una din sesizările făcute către organele abilitate deja se administrează probe, adică suntem deja destul de avansați. Ok. Explică-mi, te rog. Eu am voie, da, ceea ce n-a înțeles Laurențiu Reghecanf și a cerut o ordonanță președențială să nu-i mai pronunț numele, copiii să nu-i pronunțe numele, să nu vorbim despre viața privată, niște lucruri care... Cum adică copiii să nu-i pronunțe numele? Nu aveam în voie. Public, în bănuiesc, public, da. Numele copiilor. Numele copiilor. Aș vrea copiii mei să nu mai pronunțe numele. Da, mâine a zis că mâine se ocupă să trimită din nou către presă, deci să se facă încă o dată de râs în fața României, că nu avem voie să pronunțăm în condițiile în care s-a anulat, nu? Ca nefondată ordonanță. S-a respins ca nefondată. Într-adevăr, am avut ordonanță președențială la care noi chiar am vrut să le dăm o șansă să ne judecăm. Judecătorul a apreciat chiar de la bun început, de la primul termen, că acea cerere de chemare în judecată este absurdă, okay, la modul în care ea a fost formulată și cerințele pe care au fost înaintate către judecător și a fost respinsă. De altfel, era firesc, pentru că nu cred că poate exista o instanță în România care să nu îi permite unei soții să vorbească despre soțul său sau fostul soț, chiar nu contează, sau despre o mamă care să nu vorbească despre copiii ei. Normal. E o chestiune ușor, nu vreau să critic acțiunea, dar e ceva care a fost apreciat ca nefondat și drept dovada și pot apreciez diplomația. Eu spun direct lui, da, pentru că este un om, zic eu, înăuntru lui bun și credul, foarte credul, din cauza, datorită, el este un fond bun, înțelegi? Datorită acestei, stări de spirit pe care el le are de când se afișează. De acest caracter, până la urmă, că caracter e un caracter mai slab. Și eu mă regăsesc aici, nu vreau să așa, dar eu fac așa o mică paranteză. Cumva pot să-i dau dreptate și lui. Atunci când ești un om slab, este foarte greu când ești poziționat între ciocan și nicovală. Că de-aia probabil și el ți-a dat aceste mesaje. Și în partea la altă și... Corina, doamnă, Duduia, nu știu cum să-i spun, îl presa, vezi, normal, că eu nu știu ce. Și atunci el era să cum mai știa unde. Dar îmi place foarte mult cum e Ana Tantic cu apărarea. Deci dar nu e apărarea. Nu, dar el zice așa, domne, eu îl înțeleg. El fiind un om slab, l-a distrus în prima secundă. Nu m-am plecat de la asta. Deci, dacă tu, ca bărbat pe care eu l-am adus sus și amândoi am muncit, nu l-am făcut eu, că l-am inventat eu peste noapte. Asta că era dacă n-avea talent, dacă nu avea talent, puteam să fac eu să mă dau peste n-ai cap. N-ai fost tu Gepetto și el Pinocchio și l-ai făcut. Normal, și l-ai dat. Înțelegi? Deci eu i-am dat viață lui la modul că am stat acolo dedicată secundă de secundă pentru ca el să fie numărul 1. Da? Bun. Deci lucru care stai un pic, că nu l-ai făcut numai pentru el, l-ai făcut pentru voi. Familia noastră, da. Normal, ca băiatul meu și fetele noastre și celălalt băiat mare al nostru să fie mândri de tatăl lor. Dar ca tu să te prezinți în fața familiei cu un mesaj de la o amantă pe care ai găsit-o prin Dubai, da? Și pe care toți prietenii tăi îți dau mesaje și spun ai grijă că nu e ceea ce trebuie și tu să spui... Să accepti un limbaj de modul ăsta, mă pun în genunchi și îmi cer iertare în timp ce te rug dacă îmi citești divorțul de Prodanca. Alo? Să permiți tu ca bărbat unei femei să spună, bă, citește-mi divorțul că te rug în genunchi? Dacă am crezut că zici cum permiți să permiți să te sucă. Este jenant. Adică acolo vezi de fapt cine e femeia care e lângă tine. Acolo tot este reflexia mie ta. Mi se pare mai Ana, important da, că el și nu e vorba de ea. Mie asta mi se pare mai. Bă, el a încercat foarte mesajele mult. Lor, între ei sunt mesajele lor. Dar faptul că el îți trimitea ție, uite, asta mi-a mai scris acum. Ca să ce?
ca să ne împăcăm, să trecem peste chestia asta, eu chiar spun în drum. Deci și copiilor. A fost o tentativă de împăcare a lor și ca și încurajată cumva de ea. Bă, ok, da, hai să trecem. Că vrea să se împace, da. A venit cumva. Uite, și uite, am greșit, i-am spus, vreau să-mi prezinți tot, să știm cum stăm în momentul ăsta, dacă suntem șantajați, dacă ni se poate strica imaginea. Dar asta nu pare șantaj. Asta nu, asta pare ceva, e ceva dur. Adică asta e ceva. Bă, eu iar mă pronunț. Și eu sunt în zona asta, eu sunt cu oralul, sunt și eu. Sunt fier pe oral. Eu nu înțeleg. Așa, nu stați o secundă, stai, uite, nu concentrează-te pic, lasă. Nu, nu, bă, nu uite, citi. Mie s-a adresat, mie ce mi-a trimis în momentul ăsta în timpul emisiunii. Acum, da? Am văzut când, da, când am eu văzut citeam, a scris. Și, da. Și când am citit eu a scris. Da. A scris așa, Ana să nu uiți, dar nu, sau Ana nu uita, dar am zis să nu mă bag. Deci, el îmi spune așa, astăzi, stai o secundă, după ce văd că am primit amândoi, misagenție, bun, am primit... Eu primesc foarte multe mesaje online de la foarte mulți oameni care o cunosc pe domnișoara asta, uh-huh. Chiar poze cu ei acum 2-3 ani prin ascunși pe la plajă, pe unde se ascundeau cei doi, da? Noi îl așteptam acasă, îl pupam, îl țineam în pat lângă noi, îl luam în brațe ca și cum era tati și soarele nostru. Omul avea alte apucături. Bun. După care, azi îmi scriem, poate a uitat că mai am foarte multe mail-uri cu această adresă de mail de la așa numită agenție de escorte creată de tine. El zice? Da, tot ceea ce ai făcut e hărțuire. Da? Toate lucrurile astea vor ajunge la tine, căci Corina Caciuc nu este toată, așa i-a spus fata, că nu are nicio legătură. Stai, acum stai, eu te întreb da, unul. Stai, una, el acuma, se chinuiește să arate tuturor, bun, că iubita lui că nu a făcut să... O, s-o protejeze nimic, pe protejeze, ea, este da. Cumva, e mă rog, frumos, e mama e copilului, adică, acum ce să fac? Da, dar eu, da, i-am, da, eu da, i-am explicat lui că trecutul te urmărește tine, toată viața. El da, crede, nu, tine, el, crede că, de... el crede că, toată, că toate, toți prietenii din oraș, deci toți care au venit, împotriva... da mă, păi și atunci i-am spus, păi băi, Reghiță, păi dacă 300 Reghiță. De bărbați vin la tine și îți spun, o cunoaștem pe domnișoara. Foarte bine. Nu e, fugi repede cât poți. Fugi departe, că nu e. Vezi că te-a mințit, vezi că tu dormi pe tine, vezi că nu e ceea ce pare. Deci, cuvintele lor, mesaje vocale trimise mie, ca eu să îi le trimit lui. Da? Okay. Bun. Atunci eu te întreb pe tine. Tu te chinuiești. Și eu i-am spus, măi tata, eu zic că ai greșit foarte tare. Pentru că la un moment dat, când fata asta te șantajează să o pui pe prima pagina ziarelor, voi, da. Voi arăta și acest mail, și tu îi promiți că o să o pui pe prima pagina ziarelor, da? Avem o reală problemă. Pentru că tu vei coborî într-o lume de unde nu o să mai ieși niciodată, îți vei distruge toată munca, vei fi ultimul om din România. În fața jucătorului vei fi râs, nimeni nu o să, vreodată nu o să mai dea doi bani pe tine, nu o să mai poți să te impui niciodată cum te impuneai tu, Laurențiu Reghecanf, vei pierde absolut tot. Dar dacă ăsta este... visul vieții tale, să-ți trăiești viața lângă o fată care este foarte cunoscută, nu știu cum, că n-am trăit eu cu ea, da? Și tu te pui în aceste situații și ameninți lumea și faci, ameninți la modul de proces, de dosar penal oamenii și tot eu te salvez din așa ceva, tot eu mă duc și mă rog de toată lumea să-și retragă plângeri și așa mai departe, înseamnă că tu ai o reală problemă și tu meriți să stai în lumea aia. Dar ca să mai și spui că eu ți-am întors toată România pentru a, nu știu, face niște... Pentru a o denigra pe ea, băi, ca să-l întoarcă pe el acasă. În care asta n-are nicio vină până la urmă femeia asta, că în locul ei puteau să fie alte 5. Sau cele dinainte. Mie, sau alea dinaintea ăsteia, care tot așa, tot din el lumea asta provin. El de această fată s-a îndrăgostit, probabil. Păi el se îndrăgostea, am înțeles, de toate. Păi, nu? Am înțeles da, că da, aici... Eu iar îl înțeleg. Da. Fii atent. Vreau să spun un lucru foarte important, că ai zis la un moment dat aici, că îl întorci tu pe el împotriva României. Eu fiind stilist, de mic și da. Așa. El era pe mine, Reghe m-a făcut Reghe, cu echipa fericit. Respectivă. Bă, am plâns în meciul da. Cu Ajax. Pentru și mine eu, Reghe, rămâne Reghe. Bravo. Și ce a făcut el cu echipa asta. Sunt da. Convins că sigur tu l-ai ajutat. Dar enorm, tu n-ai stat cu el un... la antrenamente. El nu, făcea el antrenamentele acasă, și așa mai departe. Da, ca treba. Să poți să faci carieră, trebuie să fii foarte liniștit. Foarte liniștit, ai mai zis trebuie asta. Trebuie să ai corect. Un mediu propice. Noi, corect. Familia, îi l-am oferit. Noi acestui om i-am oferit totul. Eu pe acest om l-am divinizat. Eu pe acest om, știind toate problemele lui, am încercat să-l, nu știu, să-l aduc pe linia de plutire de fiecare dată. Știi ce îmi da. Spunea?
tati, tu ești îngerul vieții mele. Dacă corect. Tu nu erai, eu astăzi nu existam. Lucru care este adevărat, eu râdeam și spuneam așa e. Dar vrei să spun ceva și eu am momente, fac așa o paralelă cu soția, în care îi spun, bă, ai fost, noi ne-am căsătorit, nu știu ce, sigur că talentul meu îl aveam de la Dumnezeu, nu mi l-a dat ea. Dar ea a fost acolo când eu puteam să iau razna. Când ea m-a mai sfătuit, mă, cred că ar fi bine așa, știi, că te mai nu știu ce, bașca tu fiind în domeniu. Sigur, păi tu gândește-te că eu, da, eu l-am întors pe el din drumurile astea lăturalnice așa de foarte multe ori și l-am pus iară pe păi și atunci nu ți-ai pus întrebarea atunci când au greșit prima oară și a doua oară și a treia oară, nu te așteptai? Și spuneam, băi, tata, ce e mă cu tine? Băi, nu poți să fii atât de prost, că știi vorba, ești mai prost decât prevede de prost, legea. Ana, nu, adică tu trebuie să fii conștient că te apropii de 50 de ani. Acum, scopul vieții tale este să tragi cât poți, să faci avere pentru copii și să ajungi să-ți crești nepoții. Da. Știu că ați povestit, și asta cu nepoții, cât de mult vă doreați. Tocmai asta spun. Deci noi am făcut 15 ani, am sărbătorit de căsnicie și ați văzut pozele și, repet, ați văzut ce frumos a fost, da? În condițiile în care eu am luat toată familia, am pus pe toți la masă și am zis, de azi înainte. Hai că tu a greșit, da? Bun. Toți greșim în viață. Și dar voi, băieții, că, știau că am povestit, nu știu că a zis și... Din prima secundă. Tot, pas cu pas. Lumea ce, bă, dar nu trebuie să implici copiii. Nu, copiii l-au prins. Dar nu contează. Da. A spus că l-a prins unul dintre ei, dar mă gândeam că știau toți, știau și fetele, știau toți. Păi, da. Rebecca a și spus, eu am 21 de ani la vremea și-am respectivă, tot anturajul meu o cunoaște. Da. La un moment dat și-au scris mesaje. Rebecca a trimis fetei astea poze cu noi fericiți, în familie, în pat, toți, alo, vezi-ți măi de treaba ta. Da. Și și-a văzut, a venit iar acasă, iar a plâns, iar a zis că nu știe ce e cu el, iar a încercat la un moment dat, cred că tot învățat de ea, să spună că el e gelos, că a dat-o la un moment dat cu Alexa, că uite ce vorbește lumea, că mi-am fost așa puțin râjală, niște... Da. Prostii, înțelegi, ca să acoperim rahatul, că mirosea prea tare. Deci el s-a gândit. A încercat cumva să o dea, dar nu putea să-mi spună mie că el mă cunoaște pe mine, nu? El eu acum cred, eu acum cred okay, că da. și Laurențiu Rechecam, într-o altă, nu știu cum să-i zic, e și el prins la mijloc, asta vreau să zic, așa cum Ana e la noi. Ți-aș da dreptate la ceea ce spui tu, că prins la mijloc, dar doar că în cazul lui, din punctul meu de vedere, cel puțin la momentul actual, el ar fi trebuie să fie la o extremitate și nu neapărat la mijloc, în sensul care, bun, ești bărbat, ai ajuns într-un anumit punct, să existe o cale a dialogului, o cale a mijlocului, în care, probabil dacă ar fi avut cu Ana o discuție pe tot ce înseamnă trecutul lor comun, atât ce presupune viața de familie, cât și patrimonial, cu siguranță probabil n-ar mai fi existat înveșunarea din normal partea lui. Pe mine nu mă interesează că el a plecat cu Caciuc sau cu Maciuc sau cu Mapuc. Problema se pune... Sau Maticiuc. Nu contează. Problema este că la acest moment, deși trebuia să existe o cale a dialogului, Ana s-a trezit cu niște procese pentru că dau din casă fără să sper să nu se supere Ana și acțiunile judiciare, toate câte sunt pe rol la momentul de față, nu au fost inițiate. Nefondate. Dar nu au fost inițiate prima dată de către Ana. E normal. Deci primele procese... Aș fi jurat că ea l-a dat judecată pe el, pentru că aici ești greșit. Dar eu de 2 ani de zile îl protejez pe cei mii de mail-uri. Explică-mi de ce. Că vorbim calomnie, pentru ce? De data asta o să mă raportez, sau o să mă exprim ca un bărbat și nu ca un avocat. Ok. Nu înțeleg. Pentru că în momentul în care ajungi într-o, că fiecare la un moment dat ajunge într-o anumit punct în căsnicie. Și eu am 23 de ani de căsnicie, 3 copii și așa mai departe. Mulțumesc. Toți avem greutăți în a sta cu un om o viață de zi de zi. Dar, întâlnești tot felul de situații. Dar trebuie să existe un moment zero, un moment final și un moment zero. Moment zero pentru viața ce urmează și un moment final când termin o anumită relație. Trebuie să ai o încheiere și un T0. Exact. Chestiunea asta i-a lipsit domnului Rechecam, pentru că dacă ar fi lămurit cu Ana tot ce i-a legat
repet, separat de familie, unde nu mă pricep foarte bine, dar cel puțin legat de tot cei ce au agonisit împreună, tot ce au muncit împreună, ar fi existat un dialog și un final și ar fi tranșat între ei problema asta, cu siguranță nu s-ar fi ajuns aici. Modalitatea asta de a pleca dintr-o familie, indiferent ce motiv are, pornind cu acțiuni judiciare, fără să stai de vorbă cu femeia care ți-a fost alături și cu care ai crescut 4 copii, din punctul meu de vedere, ca bărbat, mă repet, este un piculeț de neînțeles. Ca avocat, eu mă bucur. De ce să spun că nu mă bucur? Pentru că aici pot să mai exersez abilitățile mele profesionale. Dar nu Ana a fost cea care a început toată procedura asta. Bun. Oleg, concret, ce procese a intentat el, ei? Fără să aibă o discuție cu Ana vis-a-vis de modalitatea în care înțeleg ei să coexiste după acest punct final, a fost procesul de divorț, pornit de Reghecamp. Okay. De altfel, vă spun, ca să fiu în premieră, ca să zic așa, au și pornit procesul într-o formă nu neapărat mișelească, dar ciudată, pentru că au intentat un divorț citând-o pe Ana la proces, știind că ea nu are domiciliu acolo, spre exemplu. Ăsta este unul din lucruri care efectiv, nu se face. Efectiv, el i-a intentat ei proces de divorț, la o adresă care știa că nu locuiește, neanunțând-o, bă, vezi că vreau să divorțez și îți dat un mesaj, vezi că îți vin hârtiile astea. Ana este lângă mine, vă poate confirma chestiunea asta. Plus, la chestiunea de divorț, a pornit o acțiune judiciară de care vorbise mai devreme cu acea ordonanță prezidențială în care se interzică Anei să-i pomenească numele ei, copilul, să nu mai vorbească. E, în afară de faptul că este o încălcare a drepturilor. Dar nu că o încălcare, nu vorbesc neapărat de latura legii, de permisiunea legii, ci ca și concepție. Doar prin faptul, știind că Ana se va manifesta și își va spune punctul de vedere și va critica orice decizie sau a ei sau a lui, fără să ai o discuție cu ea, încerci să intimidezi prin a interzice ca ea să poată să iasă la televizor sau să iasă în emisiuni. Sau... Nu, mă, lui a fost foarte frică de mine. Asta vreau să zic. Lui a fost foarte frică, dar pentru că el și Amanta el și Amanta știau foarte clar, da? Că la un moment dat se sparge buba. Da, da. Știau că eu 2 ani nu am luat avocat. Am mesajele cu el unde spuneam: tata, nu avem nevoie de avocat. N-ai luat atitudine în sensul de a pune piciorul în praf. El fiind non-combat la chestia asta, într-un fel înțeleg. Adică și eu dacă m-aș certa cu tine, la fel aș face. Că tu te duci la, nu știu, peste tot și ai putea să vorbești, că tu ești genul ăsta, vorbești, pui tot. Nu știu. Iar eu de acasă nu aș vrea să mă duc nici să contest undeva. Ai fi încercat un dialog. Ai fi încercat un dialog. El nu are voie. Laur este omul care se supune. Laur este omul care, și eu am văzut lucrurile astea de-a lungul anilor. Când Gigi Becali a ieșit și l-a făcut zob, el n-a scos un cuvânt. De ce? Că știa că l-are la mână Gigi Becali. Știa că l-are la mână ăla. Deci ăla, și tu l-ai avut supus. L-ai la mână acum pe Laurențiu? Nu, ăsta nu este la mână. Astea sunt dovezi grăitoare că omul și-a devalizat familia și ce m-a durut cel mai tare și m-a făcut să iau atitudine este că este premeditat. Nu de o zi. Bun. De ani. Dăm voie să vorbesc, te rog frumos, cu Oleg. Tratează-mă ca pe un civil, sunt un civil din punctul ăsta de vedere. Nu, deși am terminat facultatea, dar nu m-am ocupat. Dar nici eu n-am grade, tot civil sunt. Ce vreau să te întreb, să mă faci să înțeleg, am avut și întrebări în direcția asta, dar acum deja e întrebarea mea. Cum explici asta? Ea a spus acum așa, devalizat familia. Ai văzut tu cu ochii tăi și o să le arăți în instanță niște dovezi în care el a făcut niște transferuri din contul lui, un cont care e comun, de familie. Familiei, da, către o doamnă domnișoară. N-ai voie să faci asta? Pentru o anumită sumă? Adică, stai un secund, nu erau și banii lui? Nu se pune problema cu erau banii. Se pune consimțământ, exact, de consimțământ. Atâta timp cât există o familie
ca și într-o firmă, să zicem, privată, ca ale voastre, da, există un buget, există un patrimoniu, mai bine zis. Acest patrimoniu este comun. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că dacă sunt doi asociați într-o firmă, fiecare, separat sau împreună, dispun de banii lor. De cei ce au ei au acumulat de-a lungul timpului și ce mai au ca și lichidență. Adică indiferent dacă, iartă-mă, indiferent dacă eu, de exemplu, am o firmă și soția nu e, nu știu, asociat sau așa, așa, mai departe. Banii care câștigi din acea firmă, da, sunt, da, bani comuni. Aoleu. Chiar dacă ea stă acasă și crede mai mult decât... Codin, vreau să fie asociat. Vreau să te asigur că, da, practica instanțelor acest moment este că chiar dacă femeia stă acasă și a stat, da, toată viața și doar el a muncit, bunurile sunt 50-50, pentru că instanțele recunosc că având aceeași contribuție... Eu donez la... toție, Codin, iartă-mă, da, am înțeles. Donația poate fi revocată să nu o faci, nu mai prin asta. Există altă formă. Dar un lucru este cert. Ei au avut patrimoniu comun. Ok. Da? Cine a contribuit așa, mai mult sau mai puțin? El câștiga niște bani serioși la un moment dat, 2 milioane pe an. Și ea câștiga niște bani serioși. Da? Bun. Sunt acolo. Bun. În momentul în care acei bani... Din banii aia mulți. El câștiga 2 milioane pe an. Ea câștiga 10. Lasă-mă să înțeleg. Nu poți să faci un transfer de 10.000 de euro. Fără consimțământul ei, nu, pentru că ea poate să câștige 5 lei și el 1 miliard. Nu, bun, banii familiei. Nimic? Poți să-mi iau un ceas fără să sun? Fără a, stai mă, să țin tu, tine. Da. Dar dacă poți să iau un ceas cadou, poți să iau un ceas și să-l dau cadou? Unui domnișoar. Vrei să iau și eu acum niște bani, iau din banii lui Reghe, cam niște bani să-mi plătești și eu una mare. Nu, întreb, adică există o limită. Asta este golănie. Să-ți explici avocat. Limită nu există, problema este că dacă acei bani sunt comuni și se prezumă a fi comuni și tu ai cumpărat un ceas din banii comuni numai în beneficiu tău, ca să zic așa, și acea domnișoară, ai profitat doar tu de acea domnișoară, ăla e cam furt. Vezi, bă, cum ar trebuie ce să fac? Să uite, vezi, mi-a plăcut swingăreala. Dacă uite ce ghion, bă, băiatule. Eu o să o aduc pe aia acasă. Lizy, fii atent, te-au luat ucios. Hai să profităm amândoi de ea. Nu vrei? Nu vrei? Treaba ta, eu ți-am adus-o. Băi, știi ce este dureros? Este dureros ca nevastă și ca mentor, să zicem, al tău, când copiii tăi stau în casă la vârstele astea mari, care sunt femei, fetele noastre, nu? Da, poate să aibă copii. Bravo! Tu să spui la un moment dat așa nebunia ta de jmecher, nu mă interesează, nu sunt fetele mele. Hopa! Păi dar de la 4 ani creștem toți copiii și pe băiatul tău creștem. Scuză-mă, aici și... te întreb cu o altă întrebare, că ai spus asta, trebuie să vin cu întrebarea asta. Foarte multe întrebări pe TikTok. Tu ai făcut la un moment dat o afirmație că, bă, uite, fetele lui, mă rog, că așa te-ai spus, fetele lui, da, i-au spus că, bă, tată, nu știu cum, nu mai face asta, nu mai... Da, sau cum, ceva, o chestie, ai spus tu fetele lui, da, și mulți au spus, mulți au venit comentarii, uite aici, nu sunt fetele lui, sunt doar fetele ei, nu știu cum, nu știu ce. Păi, dar noi le creștem de când copiii aveau 4 ani, Luca avea 5 ani, cea mică avea 4, Rebecca 6. Adică noi suntem, noi n-am avut copilul meu sau copilul tău, pus copiii noștri. Fetele astea două, care spune el acum că nu sunt ale lui, au fost secundă de secundă lângă el. Le-a strâns în brațe. Păi atunci ce să înțeleg eu? Ce să înțeleg eu atunci? Că toate manifestările tale de dragoste, de luat în brațe, au fost ce? Ai profitat înseamnă de numele meu, de puterea pe care am avut-o toată viața. Dar tu ca să ajungi în postura în care să te șantajeze, pentru că mie mi se pare șantaj și vreau să-mi spuneți. Și cine să te șantajeze până la urmă, ca să fii în America cu familia ta, în prima vacanță după 16 ani de muncă și tu din secunda în care pui piciorul în America să înceapă teroarea și noi să nu știm de ce ești așa de disperat și terorizat și să primești câte 10 mail-uri pe noapte și că era zi în România, noapte în America. Da. Să fii disperat să-ți închizi telefonul, dimineața să te dai cu capul să de pereți. Să nu mai știi cum să le... Da? Da. Și tu să-ți ceară amanta, repet, în condițiile în care îți spunea toată lumea, ai grijă că e belea, să spună, poți să dai pe mail dovezile? Îmi puteai da dovezile în fiecare dar zi, dar tu erai asta, ocupat. Ana, poate uite, zicea, eu citesc. Nu, eu vorbesc de tonalitate. Da, bravo, tonalitatea face muzică. Da, bă, da, nu? Da, vreau să citești odată cu mine, da? Da. Ce dovezi îmi puteai da când n-ai nimic cu Ana, da? Singurele dovezi pe care mi le-a dat erau ea arătându-mi că voi sunteți ok. Că eu puneam pe Instagram, eu nu știam de ce Reghe Camp urla să nu mai postăm.
ne dușmănește lumea că suntem bogați, nu mai pune nimic pe Instagram. Bravo, băi, eu îl da. Tu mi-ai dat numai povești de drame care nu s-au adeverit, și mi le dai da? În continuare. Mare noroc că am avut cu Ana, altfel și în ziua de azi credeam în cuvintele tale. O zi bună și s-a semnat. Asta mi se pare. Corina Căciu. Păi nu toate sunt o zi bună. Nu îi spune vreodată te iubesc. Păi nu, se se semnează cu numele complet. Putea să zică ca la final Coco, zică sau... Nu mă, Coco. Corina Căciu. Păi o lua la mișto. Hai. Adică toate erau așa. Îmi poți da pe mail era dovezile. Da? Da. Puteai și în restul zilelor când erai ocupat pe la Disney și Miami. Dovezi când erai cu familia. Bun, acest mail, iar, e primit de la el către tine? Toate, mă, toate sunt date. El ți le da, uite mă ce-mi scrie. Deci eu, mi-a zis, uite mami, astea sunt, da? Asta am greșit, asta. Bun. Uite-te ce-i spun eu lui. Ce-i spun? Băi, încă o dată. Hai să mergem la poliție, că te șantajează, că te disperă, că ne distruge liniștea. Că o ia poliția în primire atunci, nu? Indiferent că ai e șantaj vreo. Emoțional, că bineînțeles, e șantaj, nu, hai să fim serioși, nu, orice ai avea, iau, el nu-i vina ei. Ia, adică, normal. Nu e nicio nebunie, îți jur, nu sunt nebună. Îmi poți da hârtia de la avocat? Bă, deci femeia o ținea una și bună. Unde e hârtia de la avocat? Ea avea un problem. Nu știi nici păi, discuțiile dacă, dintre ei. Păi da, dar el îi spunea, vezi că am divorțat, vezi că am depus, vezi tot, că nu e normal să-i spui vreau să văd hârtia? Păi normal, cum? Dar eu vreau să mai rup un pic. Iar mail-ul de la el, ăla e aici tot, că zici că sunt mail-ul între ei, da? Uite, mama, știu, e supărată rău pe mine. Nu știu ce a fost în mintea mea să... Da? Bun. Da. Mai departe nu putem zici, să da. Le spunem dragă că le vezi, m-a găsat în bar la Zoom. A venit, mi-a cerut 100 de asta euro. Scrie să... ție, asta da. E clar. A fost băut. Am luat-o cu câțiva prieteni. Băut. Da, vezi, da? Au dat fiecare, da. Câți au fost? 4? Da, asta fiecare, mulțumesc Oleg a intervenit. Lasă-mă să citesc o întrebare, te rog. O secundă, o întrebare în acest stil. Întreabă cineva. Întrebare de pe YouTube. Nu consider că și acel copil care este în burta mamei acum va avea nevoie de dragostea tatălui lui? Sau copilul provenit dintr-un amant lâc nu are aceleași drepturi la dragostea părintească? Ne spune o doamnă din Tecuci, cred. Că scria în Tecuci. Ce săracul copil ce vin are? Copilul trebuie să fie la fel de iubit? Nu contează că vine din jafă, din dragoste sau din... Adică cumva înțelegi decizia lui? Bă, mă duc și eu lângă... copilul ăsta, poate are nevoie asta de mine. Da, mă, dar el a mai plecat de lângă un copil odată. A mai plecat, i-a murit un copil. Dumnezeu i-a dat un semn. Alo, cum e? Trebuie că nu ești ok, corect? A murit fetița. Mă rog, să nu intrăm în... Adică, da? Nu știu, a plecat fără să se uite înapoi. A plecat cu Ana Maria Prodan, care la vremea respectivă știa de la domnul Reghecan aceleași cuvinte pe care probabil și fătuca asta le știa de la el. Da. Cum le-am știut și eu? Nu mai am nicio treabă de 2 ani cu Mariana. Nu mai, nu și dormim, crezi că mai avea? Cu cine? Cu această, cu Mariana. Păi cu de unde lui? Să știu? Eu știu adevărul? Nu știu. Da, da. Poate. Dacă el acum... zicea, bă, nu mai e, tu nu mai pe e, cuvânt, da. Nu? Că nu ți-ai să... Păi normal. Uite că cineva bă, înțelept cere dovezi de la avocat. Păi da, mă, dar stai un pic, tu nu poți să compari... Da-mi dovezile de la avocat. Nu poți să compari situația de atunci cu situația de acum. Da, mă, glumesc, că acum a postat pe Instagram, de da, acolo cea unde, mă, că voi sunteți împreună. Ca să permiți tu... unei fete, când tu ești însurat, când copiii tăi plâng acasă după tine, când nu ești în stare să vii să-ți vezi copilul, ca tu să faci și ședințe foto la pomul de Crăciun, când n-ai venit și măcar să-i vezi bradul băiatului tău de 13 ani. Băi, ai probleme mari. Poate are probleme mari, dar poate și fata asta te curentează sau face ceva extraordinar. Probabil de... curentează. Știi? Nu știu, că pentru că eu nu pot să-mi explic altfel. Pentru că asta vreau să întreb, Ana, tu ai fost vreodată pusă în situația în care să ai o relație și vorbesc de adolescență, nu de căsătorie sau așa, să-ți placă de altcineva și să renunți la partenerul. Niciodată. Eu n-am văzut în viața mea niciun alt bărbat. Nici în ziua de azi nu văd niciun bărbat. Pot eu să văd altul. Eu deocamdată nu văd niciunul. Și de noi că în fine. Dar nu vorbea de bărbați. Da, da. Păi asta zic, speram să ridice și noi la plasă. Înțelegi? Că poate atunci când te fură, știi cum e, mă, dragostea asta, e oarbă, e nebună, îți trăiești la a doua tinerețe. Uite, cineva întreabă și eu întreabă o chestie că a plecat de acasă el până să rămână fata aia însărcinată? Întreabă cineva. El pleca, se întorcea, aia îl țipa la el, îi dădea mail-uri dacă dar plecarea, nu faci, dacă mă rog, venea, decizia lui scuze. Nu cumva a fost determinată de acest... Păi acum da, normal. Știi ce zic? Adică păi poate acum, altfel erau... dai seama, cine știe ce nenorocire are și fata asta? Nu știu, mă gândesc, eu mă rog la Dumnezeu, repet, să nu aibă nimic împotriva lui. Că la un moment dat și aia o să ajungă la capătul puterilor și o să scoată tot despre el. Și atunci să vezi ce se întâmplă. Atunci da. E beleaua, nu? Ce să zic? Da, mă rog, să sperăm că nu se întâmplă acum. Uite-te răspuns pe care îl dă Reghe Camp când ea spune: lângă mine să stai tu acum? Tu ai impresia că eu să fac naveta la Creva să mă ții ascunsă iară printr-un hotel ceva? Doamne ferește, curul ăsta mândru se mișcă numai cum vreau eu.
Corina, eu m-am despărțit. Hop! Unde te-ai despărțit, prietene? Ești acasă. Tot el ți-a dat astea, mi se pare. Toate sunt foror. Asta mi se pare extraordinar. Că el, și dacă păi nu mai avea ce să facă, că eram unul lângă altul. Ia de-le încoace. A, tu le-ai cerut. Păi nu, ia să văd și eu. Da. Că de la el a venit păi și a zis, dar tu crezi că eu mai eram proastă în momentul în care plecase de 5-6 ori de acasă? Să nu încep. Ia stai puțin să deschid ochii, că prea dorm pe mine. Vorba lui Gigi, nu? Dar îi spune... Corina, curul ăla se mișcă când o să fii lângă mine. Vrei să faci poze? Fii atent. Vrei să faci poze? Vrei să faci și poze? Vrei să apar peste tot? Ok, facem și asta. Am făcut eu mai grave. Bă, uite-te aici. Păi și atunci eu spun ție, alo? Care sunt mai gravele alea? Că înseamnă că acu ți-e frică că eu l-am descoperit pe toate alea grave pe care le-ai făcut tu. Păi și tu momentele uite-i astea. Sus, da? Și da. Tu momentele astea când ți-ai citit. Deci fata, iartă-mă, acum s-a rupt totul, mă. Scurs, spune-mi asta, atât. Mm. Tu momentul ăsta când citeai mesajele astea sau mail-urile astea lângă el da. Pe care ți-a trimis. M-a luat în brațe și a plâns. Nu l-ai pocnit? Că ba, nu, să... nu, m-a luat în brațe și a început să plângă și a cerut iertare. Atunci vezi că sunt îngerul vieții lui și că trebuie să închidem toate astea. Și o să-ți arăt discuția mea cu el, da? Unde îmi spune: "Am șters tot din telefonul ei, din iCloud." De peste tot. Nu ne are cu nimic la mână. Nu mai există absolut nimic. Laurențiu, ai șters, e sigur, dar cum ți-a dat ea telefonul să-i ștergi? Da. Bun. Și a înțeles, da, nu mai e nimic. L-am primit acasă. Ok, a greșit. Bun. Da. Da. Adică da, și tu l-ai iertat de multe ori. Adică cu și eu și copiii. Bun. Repet. Asta a fost varianta voastră. Deci noi acum vorbim de niște lucruri care s-au spus despre tine și a venit aici să venim cu niște dovezi. Da. N-are rost să vorbim. Dat? Dovezile? Da, 100%. Adică în sensul că eu am văzut niște lucruri, da. Avocatul de aici să-mi ateste că astea se întâmplă în proces, adică da. că el a fost, în proces. Că se vor folosi în proces, că uite, veți veni tu. Cu aceste dovezi, că el a făcut niște transferuri care tu, Oleg, îmi spui că sunt ilegale. Da? Să și faci transferuri către terți de persoane dintr-un cont comun. Nu, eu mă referam la altceva. Nu e vorba de transfer în sine. Eu spuneam de faptul că atâta timp cât există un patrimoniu comun și el este diminuat prin fără acordul celorlalți soți, acolo clar există o posibilitate de existență unei infracțiuni. Cum l-a diminuat? Printr-un transfer, direct din cont în cont, asta. Un transfer, se poate se poate face. Da. Adică tu făceai atâtea transferuri și el n-avea voie să facă transferul și el. Bravo, da. Bravo. Ia, nu a citit asta. Transferurile aduceau banii, transferurile lui. Luau banii. Iar eu, zici, de ce să nu fiu curioasă? Păi, repet, am muncit atâția ani ca tu să ajungi subiect de manele și de caterincă în România. Uite, i-am zis acum că miercuri o să fie la emisiune și că o să dau și eu probele ca să terminăm circul. Toată să știe România cine. Nu e problema, te ajut. Deci e de acord, corect? E de acord. E de acord, ne bucurăm. Ne bucurăm că Laurențiu Reghe, dacă vrea să vină vreodată aici împreună cu Ana Maria, îl așteptăm, îi băgăm pe amândoi la mijloc și să poate... Da, exact la noi o să vină. Păi de ce să nu? Adică de ce? Dar ce are? Da, că nu... Că e genul lui, pentru că e genul ăsta care nu reacționează și care e mai tăcut. Eu cred că poate dar, să își rezolve, adică ce au de spus. Mama Sianei Peng îl face praf pe Reghe și noua lui iubită. Ce e asta? Aole, uite acum mi-a dat cineva. Acum îți dai seama că... Asiana Peng este iubita copilului nostru, băiatului cel mare. Ah, ok. Și probabil... Nu, dar ce e asta? Și ce... mama iubitei a intervenit și ea? Cine e această doamnă? Nu știu, doamnă? Uite acum, dar nu pot să deschid asta, ți-o trimit. Eu nu știu, acum am primit de la cineva, mama Asianei Peng îl face praf pe Reghe și... E, cine știe, nu știu ce. A fost sunată de cine știe cine și... Da. Hai să... Întrebare, Codin. Da, zim. Îl mai ținem pe domnul avocat aici? Mai avem... Mai stai să, dacă, nu, vrea să așa, dacă... Nu, e că dacă cum? Nu, mai intrăm doar în... prin preajmă. Doar prin preajmă. Dacă mai e cazul, să nu-l ținem. Cum, dacă... cum vrei. Deci dacă vrei să rămâi și așa, rămâi. Dacă nu, putem dacă să... Nu vezi dacă poți să deschizi, că nu știu, poate nu știu ce este. Nu, la tine, ți-am trimis soție. Auzi, uite, Codin... Oleg spune că, na, cam ce am avut de spus și așa. Mai avem ceva, dacă este ceva, avocat mă așteaptă. Dacă da, mai este convins. Ceva de asta, cel mai bine întrebați pe el că, na. Fără să vrem, l-am avut și pe Oleg că suntem de-abia la început de drum. Da, exact. Da. Eu vă mulțumesc frumos. Nu mulțumim că poate te întorci. În caz că nu se întoarce. Mulțumesc frumos pentru invitație. Aveți o emisiune superbă, să fie într-un ceas bun cu toate. Să rămână mulțumim. Doamne ajută. Mai devreme, când a ieșit domnul avocat, am primit ceva, un articol România TV. Da.
Mama Asianei Peng îl face praf pe Reghe și noua lui iubită. Această doamnă, m-am mirat de ce intervine. Eu îi spuneam Anei, bă, de ce intervine această doamnă într-un deci scandal? Este mama iubitei este mama, lui Luca. E mama iubitei lui Luca. Vă aduceți okay. aminte când spunea că Luca este în firmă cu această domnișoară Caciuc, că fac afaceri, da. Că este această domnișoară da. Care face afaceri cu China, da? De da. Unde? Acum ați înțeles acum am înțeles, nu, dar am înțeles de ce s-a... și afacerista? Bun, am înțeles de ce s-a băgat și doamna, da. Această doamnă în cer. Doamna e speriată, normal. Domnul Reghe, cam spune dânsa, a găsit de cuvință să-i bage pe Luca, virgulă, pe Răzvan, fratele Asianei, și pe Asiana, pe Asiana, în firmă cu domnișoara Caciuc. Spune doamna, mama acestor da. Copii. Sincer vă spun, eu nu știu de când face domnișoara Caciuc afaceri, înainte sau după masterat. Știe chineza cumva sau visează că după Dubai merge în China și ia și pe acolo cu un premiu internațional. Asta e rea, asta doare. Cu Laurențiu Reghe Camp ne-am văzut o singură dată anul trecut. Eu nu condamn pe mine, fiecare face ce vrea de cuvință, ce crede de cuvință, dar aș prefera ca Luca să nu ia negativ, să nu ia nimic negativ de la nimeni. Da, am spus văzut? Nici nu, da. Păi, bun. Se strânge lațul la par. Bun, stai, secundă, a făcut o firmă, am înțeles că a băgat pe copii ăștia și pe, da, nu știu cum. Nu știu câți ani au copiii, că poate 19 copii, ani, Luca, copiii sunt majori și vor să facă afaceri. Și lângă mama lui în Germania, întotdeauna, și mama lui îl iubește Dumnezeu și e firesc, și eu la fel, și n-am fost de acord ca Luca Reghe Camp să fie, să aibă ceva de a face cu această Corina Caciuc. Pentru că această Corina Caciuc are 1000 de firme, e băgată într-o 1000 de firme, cu 1000 de oameni, super, unul mai dubios, altul nedubios. Nu știu cum la vârsta ei, n-are nicio... Dar ce vârstă are? 28-29 de ani, okay. Are nu știu câte firme. Au dat-o cei din presă și mai ales cei de la Cancan, pentru că e foarte bun prieten, am înțeles, și-au făcut Revelion împreună, Budeanu cu Reghe Camp. Prieteni, soțiile, asta am înțeles, nu știu dacă e adevărat. Și-au făcut-o această femeie de afaceri cu firme din China. Alo, hai să călcăm frâna. Vezi că acum îmi povestea cineva că a terminat un liceu minier, vai de vai, prin Deva, care s-a și desfințat acel liceu, că era foarte slab, Ministerul Învățământului. Liceu minier. Adică e... Și acolo, la Deva, înțelegi? Abia l-a terminat. Adică, băi, stai să ne ierte Dumnezeu, chiar am înnebunit toți, mă. Mă, chiar am început, tot ce găsim pe stradă acum le facem Cambridge, Miss Cambridge. Păi da, tu îți dai seama ce jenant pentru Laurențiu Reghe Camp să spună mama iubitei copilului tău. Alo, cum ai băgat tu, mă, copiii în așa ceva? Adică, băi, s-a sărit calul. Poate nu a băgat el, poate... Da, mă rog, copiii ei sunt majori, au 19 ani și poate și-au dorit să... Da. Nu se poate, deci vă spun și țineți minte că emisiunea asta aici se strânge lațul la par, Laurențiu doarme pe el, Laurențiu cred că nici nu știe în ce a intrat. Eu jur, iar vreau să... Deci eu îl respect atât de mult pe Laurențiu Reghe Camp, pentru că eu îl știu de la televizor, nu ne-am întâlnit niciodată și așa, ca antrenor și ce a făcut el pentru Steaua și cât de mult m-a bucurat el. Eu sper, știi, nu vreau să fac o concluzie neapărat, sper cumva să-și revină și să revină la nivelul profesional. Băi, să revină, să realizeze că Duhul adică ce vrea să întâmple? Vrea Craiova să câștige titlul sau ce? Ce a zis, care șansa a treia? N-ai citit? Eu sunt în continuare cu FCSB, care este Steaua, mai ales că Vărul joacă acolo și toată mai fine. Și eu vreau să-și revină, să fie... Eu m-am speriat. Cum ai vedea tu revenind? Adică l-ai vedea să-și revină, adică să realizeze că drumul pe care este nu este la... unde pentru revenind că din... și la... La noi nu. Doamne. Nu. Deci eu ce vreau să spun este că eu îl știu din punct de vedere profesional, nu știu din punct de vedere personal. Bă, era vreau unic. Să judec. Bun, dar profesional încă e o echipă din Liga 1. 8 meciuri fără victorie. Eu m-am speriat, mă, când a semnat. E o perioadă, s-a întâmplat. Eu m-am speriat când a semnat cu Craiova. Zic, mamă, a venit Laurențiu Reghe Camp la Craiova, s-a terminat, Nea Gigi... Da, zic, s-a terminat șmecheria, zic, băi, grav. Deci, omul e în cădere liberă și sper să se trezească până nu dă cu capul de pământ. Și mă rog pentru el. Plecăm un pic din zona Laurențiu Reghe Camp și Corina Caciuc și ne întoarcem la câteva întrebări de pe asta. Bun, Dacian Power. Era super dacă o întrebați pe dânsa. Nu, e cu treaba cu Alexa. Am mai compilat din asta. Ce Alexa? Bogdan Petruț, poate de retras ne spună și de, nu știu ce, Alexa. Nu, altceva. Așa. Tot business and traveling, nu, business and traveling. Așa. Mi-ar plăcea să știu de la Ana Maria ce principii are ea de viață și cum se poate face business. Mă rog, astea sunt mai așa de cum poți începe de jos cu bani puțin și ajuns să fii sus. În ce investește ea? În ce investești tu? În imobiliare, că cele mai sigure și în momentul în care nu știi să faci business sau nu ai timp să faci alt gen de business, ok, pe urmă treci dacă
ai educația respectivă și citești ca să te duci în criptomonede, că trebuie să înveți foarte bine chestia asta, să nu-ți pierzi banii aiurea. Dar eu fac mai multe. Eu dar tu ai timp de criptomonede? Că mi se pare că, adică știu că trebuie să stai acolo, că l-are. M-a fascinat chestia asta și m-a prins și, uite, verific întotdeauna, știi? În ce verifică? Care e moneda? Care e moneda? Ia zine și nouă. Sau ai un portofel mai, un portofoliu mai mare de portofel și portofoliu? Portofelul e mare, să mă uit, vreau să mă uit în wallet-ul ei de cripto. Vrei în wallet-ul meu? Mamă, dar asta trebuie să supără Vana Delis. Bă, fii atent. Dăm și mie telefonul celălalt, te rog, din geantă, mai mult. Până dă telefonul, poți să întrebi și eu ceva personal? Treabă personal. Ce reprezintă tatuajele tale? Le-ai vorbit vreodată despre ele? Nu. Vezi că... Laurențiu Reghecanf? Ce faci acum cu tatuajele? Le poți să vezi toată viața. Unde scrie Laurențiu? Vreau să văd Laurențiu. How strong you are until being strong is the only choice you have. Deci în rusă înseamnă... De o cu engleză, nu știu de ce m-a pus. Unde scrie Laurențiu? În română, n-ai să citești eu ceva. Scrie Laurențiu? L. L-R. Da. Ce faci cu tatuajul ăsta? Le păstrez. Păi fii mie Laurențiu Reghe, că am fost noroc. Aaaa, ai două capete. Avem un cad în toată casa. I-am făcut surpriză soțului meu acum, până să plece de acasă. Da. Am stat 3 luni în România, că mă ruga să stau în România. Știi, okay. Ca să nu vin în Dubai, că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Și am făcut toată casa cum este la Ritz. Că mie îmi place Ritz-ul așa, la nebunie. Este hotelul vieții mele. Interul și Ritz-ul. Și am făcut casa frumos și peste tot este sculptat LR, Laurențiu Reghecanf. Tot, scările, blazonul familiei. Bine, deci vezi, m-a dus capul de am pus lui nu același nume. Bravo. Bravo. Eu credeam că am descoperit motivul pentru care ea are foarte multe brățări și tema de care se acoperă, da, Laurențiu Reghecanf și a pus brățări. Cum e Bendeac care în loc să șteargă și a pus ceasuri brățări, mamă, am o întrebare. Nu, mai luăm întrebările, nu, zi tu. Am o întrebare în primul rând pentru tine. Eu am o întrebare în primul rând pentru tine. Cum de tu cu Angel? Așa. Nu a spus întrebarea emisiunii cu putere absolută și eu vreau să întreb întrebarea mea pe care o am la fiecare podcast pe Ana Maria. Așa. Ana, da. Tu acum, dacă ai întâlnit-o pe Ana Maria la 14 ani, ce îi spune? Ce-mi place că am... Da, ce îi spune tu Anei, copila de 14 ani care juca fotbal... cum ar veni la bustul gol. Ea spune să-și trăiască fiecare secundă a vieții ca și când este ultima. Să nu intereseze absolut nimic. Nu, fii atentă. Tu asta n-ai făcut, făcut asta? N-ai făcut asta, ai făcut asta. Dacă ai ceva să-i spui, nu știu, fii atentă, Ana, la momentul X sau, nu știu, băi, fii atentă că... Puneți bani deoparte fără să știe nimeni, Ana. Nu mai crede nimeni și am ajuns din... aia care credea că nu există nimic mai presus decât dragostea. Da. Am ajuns să spun, hap, vedeți-vă de treabă că e belea și că stai în casă. Nu vedeți-vă, ție ce spui? Lasă mie, acum ce îmi spun eu mie? Da. Îmi spun că... Ce ți-ai spune tu ție acum, te întorci în timp, ai trăit deja 50 de ani, te întorci la copilul Ana Maria, 14 ani, copila, da? Și ei spune... Ea spune să fie foarte atentă ce face în viață, că nu e în regulă. Ea spune asta în timp ce se uită pe cripto, știi? Da, da. Bun, hai să lasă-l pe cripto, să venim la întrebările de pe YouTube și de pe Facebook și de pe TikTok și de pe ea. Lasă-l un pic jos. Zic, că eu mă zic. Simona Nistor, și unde este tatăl fetelor? De ce nu spune nimic? Adică el nu reprezintă chiar nimic? Cumva am acoperit întrebarea asta, că am tratat de ce el nu vorbește. Eu vorbesc de tatăl fetelor mele, de Tibi, este sufletul meu, este omul pe care mă bazez poate în momentul ăsta cel mai mult. Înainte era după Laurențiu Reghecanf. Acum este omul pe care la orice oră din zi și noapte mă bazez și mă sfătuiesc cu el și soția lui îmi este una dintre cele mai bune prietene, Irina, și o iubesc, și fetița Irinei, care este și fetița mea, pentru că noi așa suntem o mare familie. Avem o relație extraordinară. Ăsta este numărul de Dubai și nu pot să-ți arăt că nu-mi dai internet. Lasă-l jos atunci, dă-l în Doamne, iartă-mă de cripto. Lasă cripto. Așa, te concentrează. Ce să-ți dau? Nu mai, lasă că ești bine pe cripto. Doamne, iartă-mă cu... Așa. Bun. Luminița Gavrilă spune... Eu am o întrebare, de ce l-ai luat de bărbat dacă era prost? Nu știa să se îmbrace, să vorbească, să dea un interviu și mai era și jucător de categorie inferioară, avea și probleme de sănătate. Și mai ales nu avea un ban. Nu cumva pe tine, atenție că vine hate-ul, pregătește-te. Nu cumva pe tine, nu te mai lua nimeni din lumea bună a capitalei că te știau tot ce-ți poate pielea? Ce-mi poate pielea? Nu știu. Eu eram Ana Maria Prodan, m-am născut Ana Maria Prodan și oricine și-ar fi dorit să mă ia de nevastă, crede-mă, și azi. La fel se întâmplă.
Ok. Bun, Simona Buboiu, oare cât timp mai ține despărțirea asta? Probabil că definitiv. Alina Voica. Păi și ea e de vină că l-a iertat de atâtea ori și apoi dacă știa de 8 ani cel puțin, de ce nu a luat măsuri pentru siguranța banilor? Adică nu, aici a adus-o, Alina Voica. Bă, adică 8 ani ai văzut bam, 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 te-ai pus la adăpost. Nu, că nu te aștepți. Nu, mă, dar nu m-am gândit, pentru mine n-a existat, bă, Doamne ferește, așa ceva. Mă gândeam, bă, mai banul greșește. La tine maculatură. Nu, banii la mine contează foarte mult și 5 lei pentru mine sunt bani foarte mulți. Iar voiam să te întreb, dar în fine, lasă că... Așa, Caroli Zabo, Zabo, nu știu cum se citește, parcă Ana Maria îl avea pe Clinceniul. De ce nu-și cumpără o echipă bună pe ca să-l ajute cu jucătorii ei? Mă rog, da, probabil că din... da, de ce nu? Mi se pare o întrebare slabă, adică de ce nu cumpere o echipă pe care să o ajute? Nu, așa. Bun, da, ești numărul 1, asta nu vrem să spunem că ești numărul 1, că am zis că dăm că pe suntem. Hate. Da, pe nu, hate. Nu, da, pe asta. Pe când am Ana Maria în politică, cred că ar lăsa o impresie așa. În ce partid? Ia. Nu contează, nu... Ai vrut m-am în politică. Regăsit în, la un moment dat într-un partid așa, în platforma. Și ai renunțat? Mm. Am renunțat pentru că semnase Laur deja în Dubai și am vrut să stau lângă el. Okay. Cristi Tocchi Vici, ceva incredibil de lung. Și voiai să stea lângă tine pentru cadourile scumpe pe care i le-ai dat? Am avut mai multe astea chiar pe TikTok, că ai avut... Ai zis tu că ai cumpărat ceasă, ai cumpărat un Ferrari și nu știu ce. Am cumpărat tot, pentru că era viața mea. Și era normal. Adică preferam să n-am eu, dar să aibă el. Așa, ai spus că niciodată nu o să-l vorbești de rău pe tatăl copilului tău. Ce s-a întâmplat acum? Ce s-a în viață întâmplat trebuie acum? Să mai și pierzi, nu poți avea orice. Nu, ce s-a întâmplat acum este ceva foarte grav și este ceva foarte grav și nu poate continua. Și de asta am spus. Cred că la mine știi până când merge toată nebunia până la copii. Ai zis, până la familie. Da. Și până la urmă... copii, în primul rând, când ai atentat logic, la o mamă copiii leoaică... mei. Logic, dar vezi că tu zici că nu l-ai vorbit de rău, dar l-ai făcut fraier, l-ai făcut... Acum da. Asta, dar acum o să-i spun și în întrebarea asta era. Asta era, că de ce acum vorbești de rău? Ai spus că niciodată nu o să-l vorbești de rău pe tatăl copilului tău. Ce s-a întâmplat acum? Păi stai că nu știam, am descoperit și eu. Ce te-a determinat acum? Ultima, continuă întrebarea ei, ultima lui indiscreție, aventură, cum vrei să o numești, sau chestia cu banii și cu... Adică asta nu e prima aventură sau ultima lui, Reghe, hai să fim serioși. Ce te-a determinat? Păi că m-am dus și am văzut de bani, de ceasuri, de tot, de bijuterii, am văzut tot. Când te vii acasă și vezi că nu mai ai nimic, cum reacționezi? Tati, bravo! Vezi că mai am eu unul la mână, nu vrei să mi-l iei când dormi și pe ăsta de pe mână? Așa trebuie, pentru că ai declarat că nu-l vorbești de rău. Păi și nu am vorbit de rău încă. Încă. Vlad Bicuschi zice, minte mult, e bogată de mică, în alt interviu susținea că s-a ridicat singură. Păi singură m-am ridicat, sunt bogată, mama era bogată. Și aveai banii mamei tale. Ce, tu nu te-ai ridicat singur? Cât da, ai, adică cât, în sensul că în anumite domenii am avut performanțele mele, în asta te refer, da? Dar faptul că ai avut bani, ai avut bani. Păi okay. Normal. Bun, sunt chestii diferite. Bun. Femeia asta s-a ridicat pe numele și banii părinților, spune cea. Că nu erau părinții ei cineva, nu au mai băgat nimeni în seamă. Mie. Carmen 150 de moldoveni. Jur că așa se numește doamna. Da, dacă e Carmen, e din Vaslui. Nu din extraordinar. Eu asta ar fi trebuit. Eu de ce dracu citesc asta? Trebuie să citesc. Carmen 150 de moldoveni. Hai, las-o pe Carmen, că mai... Nu, trece, da. Să ne scrie când ajunge la 1500 de moldoveni. Da, la 1500 îi răspunde. Când o să fii number one în moldoveni. Da. Așa, mă rog, unii care zic, mai zic chestii pe care le-am mai întrebat. What goes around comes back around. Amantă fiind, l-ai luat pe Reghe de la nevastă, da. Iar o amantă ți l-a luat ție. Viață, simetrie, frumos, da. Zice Citizen. Asta e din America. Da, mă rog, cumva am acoperit. Uite, Reghe are o problemă, tu vezi? Dar de stai un pic, ce, răspunde la asta. Acum? Da, de ce are o problemă? Acum până mâine dimineață, dacă stăm aici, primesc mesaj după mesaj, da? De la el. Da, tu ai făcut toate lucrurile astea. Tu ai trimis toate lucrurile astea, pozele care sunt trimise la, știi, pozele cu ei doi. Știi, cea mai tare, băi, cea mai tare, cu, trebuie să vă zic. Pozele când de au la Crăciun? Când au apărut dintr-o dată toate pozele cu ei. Pozele da. De care mi-ai povestit la Crăciun. Crăciun. Pozele nu. Cu ei doi, a, când, okay. Au apărut. Nu știu când au apărut. Dintr-o dată și m-a făcut pe mine zob soțul. Ai intrat în mail-ul nostru, în mail-ul lui Corina, ai trimis tu. Și uite ce să vezi, ghinion, că am primit de unde a trimis personal pozele. Cuiva. Și mai și spunea, te rog să nu-i spui Anei că am trimis eu. Hop, ce ne facem, prietene? Ce ne facem că te trădează toată lumea?
Dar noi n-ai răspuns la asta când ai zis cu amanta că, uite, karma, tu le-ai luat pe reghe de la nevastă și, uite, o amantă ți-a luat ție. O amantă mi l-a luat mie? Păi nu, nu, deci ce spune, tocmai ce am spus. Da. Eu l-am crezut pe reghe cam, cum probabil și Caciuca îl crede pe reghe cam. Da, eu n-am vrut să mă bag, că iar ziceau ăștia acasă că răspundul locuie. A zis acum 10-15 minute. Da, da, uite, adică n-a fost ceva, și dacă a fost, n-a știut. Da, 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 corect, dar eu l-am crezut pe reghe că nu are nicio treabă cu nevastă sa, că doarme separat, că nu au nicio treabă. Caciuc, din moment ce îi trimitea mail-urile astea, păi ea s-a așteptat de vreun an. Că voi erați căsătoriți. Păi nu că el îi spunea că divorțează de mine, dar că nu ne înțelegem, că nu are nicio treabă la mine, cu mine, că ne-am dus în America să divorțăm și el în același timp îi scria nu se divorțează în America, că e pandemie. Da. Și ea îi spunea, alo, e aici. Dar eu te întreb, Ana, eu te întreb, tu, de exemplu, ok, nu știai că, uite, poate ai fost în situația acestei fete. Crezi acum că poate el încă mai avea o... Acum ceva. Retrospectiv te gândești, da, că da, poate știi avea că poate, uite, acum cum ți s-a întâmplat ție și poate fata asta e păcălită de el. Aia. Că așa, poate și tu ai fost păcălită și păi poate a fost chiar păcălită, logic. Dar poate el chiar nu mai era cu sau poate nu mai era. Nu, mă, băi, știi cum e, poate și cu dar acum ce crezi tu concret, ce crezi tu? Crezi că era cu ea atunci? Crezi că era cu ea? Cu cine? Cu fosta nevastă de erai tu. Ce spune întrebarea? Nu mai era, că era cu mine, că m-a văzut pe mine s-a leșinat. A leșinat. Păi și poate așa a zis și de fata asta. Păi văzut? Probabil că așa asta a avut alte talente. Okay. Și eu am avut talentele mele, Mariana a fi avut talentele ei. Adică, eu te cred pe tine, nu? Tu nu, când... da, mă, corect, dar eu te întreb acum, știi că... Păi eu îl cred pe problema. Bărbatul meu. Eu l-am crezut pe bărbatul meu până la nuntă, acum, pe 1 iunie. Pe 1 iunie îl credeam pe bărbatul meu că a terminat cu Caciuca, că Caciuca l-a șantajat. Anunta voastră de da, cristal? De cristal. Da. Nu? Dacă omul vine ce, băi, iartă-mă, ești îngerul vieții mele, dacă nu erai tu, nu eram. Băi, iartă-mă, am greșit, am găsit-o pe asta prin bar, am făcut da, aia, bă, da. Asta era, uite, aia, ai văzut cum vorbea, nu? Dacă o... așa, gata, da. Gata, hai să fim fericiți, Ana, hai să trecem pe asta, dar tu nu poți să mă ierți, te rog, hai să trecem pe... Băi, gata, mă, repet, dacă eu am chemat copiii și am pus, am stat toți într-o cameră și am zis, în acest moment, da, mami cu tati, da, pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorocirea lui tati și din acest moment, dacă vă mai aud... Că puneți o întrebare, sau în casa noastră mai există Caciuc, Mapuc sau așa, e belea mare cu mine. Copiii au zis, da, ne-am luat toți în brațe, ne-am strâns, ne-a strâns pe toți la piept. Ce drăguț. Și frumos. Da. Adică, a plecat la două zile de la anuntă. A plecat cu două ceasuri cele mai valoroase, ultimele, și le-a vândut. Deci tu zici că a luat și niște obiecte, în afară de niște transferuri din cont, a luat și niște obiecte fizice care au dispărut? Adică care, băi, Codi, care cumva era patrimoniu comun, cum a spus avocatul? Păi dacă eu am dovezi. Păi dacă avocatul meu are toate dovezile. Da, asta se vor vedea dacă, tribunal, cât adică de nebună e să fie da. Cineva, cât de nebun să fie cineva, se ducă dar să deschidă proces, întreb, nu ai. Măcar, păi, ți-a zis avocatul. Și... avem tot dovezi. Da, unde trebuie să niște transferuri, da. Eu vreau și niște obiecte fizice. Eu atât vreau să știu. Da, eu atât vreau să știu. Măi, prietene, nu contează că ăsta e al meu, că ăsta e al tău, că ăla, tu cu nevasta ta poți să porți același ceas că l-ați luat împreună. Da. Bun, ne este purtăm, bun de mai comun. Între bravo, noi, și eu la fel. Da. Cu soțul meu. Da. Nu? Așa păi este. De ce să luați tu ceasurile copiilor tăi, de exemplu, și dacă ești atât de șmecher și bărbat, da, nu contează că te-ai plecat cu o curvă, cu o prostituată, cu o dansatoare, cu o doctor, cu o nu știu ce. Nu contează. Pleci frumos. Cum a zis Laurențiu Reghe, cam tuturor prietenilor, am plecat cu o punguță în mână, le-am lăsat tot. Păi da, dar punguța aia ce era foarte important, păi, știi? Păi eu pot să plec aia, o punguță, dar... Punguța aia pun niște diamante de câte 8 carate fiecare. Ai văzut punguța cu 2 bani. Da, auzi, poți să te întreb ceva personal, Ana? Da. Cât valorează ceasul ăsta? Că eu în afară de unghii nu por nimic. Ce, un Richard Mille, nu? Nu știu, da. RM10. Nu știu, mă. Nu mă pricep, dar cred că e 100.000. E mai mult. Este, stai o secundă, e turbion? E mai mult. E turbion sau e doar scheletron, încă nu mă prind? Este... Mamă, de ce nu sunt și eu magician să fac aia cu ceasul să... să nu-i ceasul știi de la mână. Știi cum e Robert Magicianul? Deci magic... ceasul ăsta, am dat eu pe el 178.000, acum... Niște ani. Mulți ani. Da. Și acum? Probabil îl vinzi la vreo 400. Deci un fel 400. De criptomonedă. Nu, eu știu crezi de ce că Richard Milu crește? Da. Știi de ce te întreb? Crește poate cu stai așa, șirul. Știi de ce întreb? Crește și Richard.
Și, păi și Rolex și crește, mă rog. Da. Dar știi de ce întreb? Pentru că știi când spui, bă, a plecat cu niște ceasuri de acasă, poate erau Casio, aș ce știu și eu, da, alea da, cu luminițe. A plecat și el cu un soare, el să vadă câte ceasuri și să joacă la antrenament. Deci, Laurențiu Reghe cam trebuie să înțeleagă așa. În momentul în care ai luat ceea ce nu ți-aparținea ție și nici mie, aparținea toată chestia asta, aparținea lui Laurențiu Junior, da. Luca, familie, Rebecca, copiilor, tuturor, Sara, da, familie. Copiilor. Da, da. Eu tot ce muncesc, dar absolut tot, eu mă gândesc așa. Câte case am? Atâtea. Câte? Deci, multe. Mă, câte? Zi un număr de la 1 la 200. Nu știu că am multe. Și e așa. Deci, așa. Copiii mei trebuie să aibă casă în America, în Las Vegas, să se învârtă după soare. O au. Da. Tu, Laurențiu Reghe, cam sau eu, nu atingi acea casă niciodată. Poți să ai 10 caciuc și pe măsa și pe tasul și pe 10 alți copii. Okay. Îți faci, prietene, alta avere cu asta cu care ai plecat. Corect? Bravo, da. Așa e, nu, corect. Nu, stai o secundă, în momentul în care divorța și se împart bunurile, nu, casa nu, din Vegas o ia el sau tu, Laurențiu casa Reghecam, din New York o ia el sau celălalt. Adică cumva să se... Da. Laurențiu Reghecam a declarat sușitare că el nu vrea nimic, că el lasă totul copiilor. Ce înseamnă asta? N-am văzut această declarație, ei, da. Hai când, că nu ți-a declarat, da. Nu ți-a zis soție sau mie. Au vorbit și aia acasă. Da, nu știu. Uite, întrebați-l pe Tis. Întreabă-l pe Tis, da? Că s-a dus băzâind pe la Tis și a spus, uite ce s-a întâmplat, eu am plecat cu punguța asta, fără nimic. Și mă sună Tis, supărat, foc, băi, Ana. Iertați-mă, eu nu știu cine e Tis. Adi Tis, Adrian Tis, da, e un prieten Tis. Foarte bun, dar nostru. Mic, da. Și mi-a zis așa, Adi. Păi, Ana, dar băi, așa de rea să fii, mă, să dai afară așa din casă, fără nimic. Uite, s-a luat Dumnezeu mințile. Omul a plecat cu toate geamantanele și a mai luat... Dar le-a băgat în punguță. Le-a băgat într-un da. Rolls. L-a un băgat ghost. Într-un Rolls, da, care... Așa, Rolls, da. Bravo. Așa, am înțeles de data trecută, de la mă, așa, dar... Ce dracu, da. Despre ce vorbim? A plecat cu Rolls. Și muncit, adică cumva da. El merită... Păi, da, dacă mă, prietenă, aveți, dar dacă valoarea voastră este 100 de milioane, băi, Codin, el are dreptul la 50, bravo. Tu la 50 și amândoi trebuie să aveți grijă bravo, de copii ce comun, nu? Când tu vinzi 50 ai mei, îi transferi amantei și crești cu 50 după ai tăi. Ai voștri, nu ai tăi. Ai nu mă, tăi. Nu, dacă e 50 cu 50. Da. Ce ne facem când tu iei și partea nu a mea de 50 și o transferi amantei mamei sau unde le-ai făcut tu transferurile și tu pleci frumos cu 50 ai tăi. Bun, dacă s-a întâmplat așa, e îngrozitor. Băi, înțeles? Eu mă, adică cât să-i adică fi transferat? Să nu te băi, cât să-i fi transferat? Adică, băi, în continuu. Dumnezeu, băi, în continuu. Deci 15.000, pac. Partea lui un pic. Dar dacă... băi, l-a pedepsit că mi-a făcut ziua de naștere. Mamă, supărare. Cum adică? Stai, cum adică ce? L-a pedepsit? L-a pedepsit. În ce sens? Bani. A, dacă facea amendă. Amendă, de, gen. Amendă. Mamă. De ziua mea, uite cum eram noi la Galiar, în Dubai. Amendă. Și cu prietenii lângă noi și el fiert așa și nu se simțea bine și avea, era deranjat la stomac, probabil. Și se tot duce la toaletă, la și tot 10-15 minute, 20. Unde se duce? Unde erați? În Dubai? În Dubai. Și ce făcea la toaletă? Adică, doamne, iartă, nu cer. Restaurantul unde îmi făceam eu ziua adică era la parterul hotelului unde își ținea amanta ascunsă. A, și se ducea. Și el se ducea ca film, la preot. Nebun? Bă, tu înțelegi? Și noi stăteam. El nu stătea lângă noi, nici lângă bebe. Cu japca stătea lângă noi. Bă, ce are, bă? Mamă, de la toaletă, că-l doare burta. Se tot ducea. El, de fapt, se ducea că era belea pe telefon. Ai făcut ziua! Stai mă puțin, dar era și ea la ziua. Adică, mă rog, nu la ziua ta, dar era cumva acolo, în același clădire. Da, mă, da! Aolo. Bă, tu-ți dai seama ce omoruri își lua el sau ce se întâmpla acolo și el bă, cobora. Filmul de Daca film. Bă, dacă ți-am spus că trebuie să facem un film cu viața mea. Da, un film. Bă, bestseller o să fie. Tu înțelegi? O să fie senzație mondială. Eu, deja că e... Dar ce vrei să joci rolul ei? Tu vrei să joci orice animalul? Poți să joc pe bebe? Bă, ce să joc? Nu, deci tu voi te pilești și joci rolul ei, animale. Poți că tu vrei să joci orice. Nu, niciodată, nici cele mai frumoase vise. Adică, băi, am prietenii mei care au fost la ziua mea, care sunt siderați. Eu la fel, eu stau și mă uit. Bă, ce dracu am făcut, mă? Da. Ucide, băi, somnul de veci bă, l-am tu atât de somnul de veci l-am un pic, dormit. Ana, că aici vreau să te combat puțin. Mm. Atât de experimentată, atât de versată, atât de umblată, atât așa. De orice. Nu exista. Cum mă, tu nu te ceva? Prindeai tu? Bă, nu, Ana, păi dacă soțul meu s-a bune. Nu s-a prins că e dragoste. S-a prins că el făcea niște lucruri pe care le prindea și le tot ierta. Și el așa, gata, asta o arunc și mă vin înapoi. Dar nu, dar cum să te gândești că la ziua mea, ziua soției tale, tu ți-i amanta plătit
plătești amanta și ți-o ascunzi printr-un hotel. Dar de ce să nu te gândești la asta, că tu ești trecută prin cir și sit, am vorbit mai devreme. Băi, soțul meu era unic. Nu există. Băi, dacă eu i-am... Păi era unic în capul tău. Păi normal, păi tu mă întreb de ce nu m-am prins eu, că în capul meu era matrița bărbatului perfect. Da, mă, dar tu l-ai mai prins, că asta spunea o întrebare. Bă, dar fiecare greșește, dacă îmi vine la tine și îmi spune, băi, tati, Doamne, ce... Treaba da. Eu mă cu vagaboandele. Bă, tati, noi avem copiii noștri. Doamne, cum să fac eu așa ceva? Cum trebuie să nu te cred, mă? Băi, dar tu zici să... Eu stau și mă gândesc atât, Codin, că ești și tu tată de fată. Sunt. Băi. Și de băiat. Și de băiat. Băi, că cum? Băiatul ei nu contează. E băiatul tocmai, meu. Bravo, așa. Uite. Bă, cum să te duci tu acasă, în fața copilului tău să stai și să ai curajul să te uiți în ochii copiilor tăi? Bă, nu e, deci eu cred că este, eu cred că dacă pe Laurențiu îl doare ceva, acum nu îl doare Ana Maria, Mariana, îl doare de se cacă pe el, de copilul lui. Da, pentru că el în mintea ceva? Lui, crede-mă, și în sufletul lui, el știe ce greșeală cumplită a făcut. Și, totuși și asta ce se întâmplă astăzi aici este pedeapsa pe care el trebuie să o primească din partea familiei lui pentru faptul că și-a lăsat copiii pe drumuri. Pentru cine? Nu contează. Ana, da, cred. Nu contează. Asta e. Nu ai zis bine, că nu, adică nu sunt mai, dacă nu contează. Nu contează. Da, pe, cine da. E asta? Așa cine e Corina Caciuc? Dar cine e Mirela? Corina Caciuc, eu am ajutat-o ca să vorbească lumea de ea. Dar ca să ajungi să vorbească lumea de tine ca de gură de aur și de amantă, e jenant. Exact cum a spus mama Asianei. Da, da, vrei să zic ceva, Ana? Asta este percepția ta. Tu spui, bă, asta e urât, asta. Pentru el poate nu e urât. Bă, și ce mi-ai zis, reghe, că am... Uite cum mi-am dat seama. Bă, fii atent. Mi-a zis, tati, tu nu trebuie să vorbești niciodată de asta, că tu ai făcut-o cunoscută pe asta, nu eu. Ah, nice. Păi și are dreptate, acum îmi dau da, seama, chiar, de cuvintele lui Reghe. Eu n-am auzit de fata asta. Păi nu, cine o știa pe... Da. Zim sincer, dar cine o știa legătură, pe fata asta? Dar n-are legătură, dar până la urmă... Eu cine știam, era? Adică asta zic, da, nu era cunoscută la un nivel era din ăsta. Era cunoscută, da, eram... De... Dar de unde o cunoșteai tu? Că de să te iau și pe tine la întrebări. Adică... O cunoșteai tu. O cunoșteai. E foarte important. O știai de la brâu în jos. O știai... Băi, nu-i contează. Hai să nu vorbim despre așa ceva. Nu vorbim. Nu, că ne dă judecată. E o realitate personală. Ne dă judecată. Și n-are rost. Adică că mai despre greșelile lui. Da, până la urmă asta vorbeam. Nu contează cine e Corina, că e Cristina, că e Mirela. Eu vreau să mai trecem prin întrebarea ta. Pe care n-ai pus-o în prima emisiune. N-am pus-o am prima înțeles emisiune, ce se da. Întâmplă. Ce am văzut cum a făcut. Refil. Refil, mă. Stai așa. Am făcut cară. Vezi? Pune tu, Ana, pune eu tu vreau întrebarea să mea. Ana, nu pune o întrebare ta. Este întrebarea ta. E ceva ce în aceste două emisiuni, sigur că prima a fost așa, na, pe lejer și acum am intrat în a doua emisiune cu întrebări mai concrete. Ceva ce poate n-am întrebat noi sau poate nu s-a adus în discuție, pe care vrei să-l spui în emisiune și nu l-am atins noi sau... Sau vreun mesaj pe care tu l-ai primit, vreo acuză și l-ai citit, ai zis, bă, stai puțin că nu e așa, că uite că am dovezi, că am... Nu. Auzi, eu încep ca... Eu vreau să-mi prezint cartă. Uite, vezi de asta despre... Și mai vreau să... Băi, tatăl tău are cel mai bun whisky. Mulțumesc foarte, foarte mult. Am stat cu aceste cărți, într-adevăr, în față și n-am vorbit despre ele. Da. Dar în schimb eu am înțeles sensul. Fii atent. Eu când am citit că ai scos această carte, da, sunt cea mai bună, mă gândeam că ești bună în meseria ta. Dar acum când știu de câte ori l-ai iertat pe Laurențiu Reghecaf, are un alt sens. E da, sunt cea mai bună. De ce aceasta? E cu totul alt sens. Nu e neapărat în meserie. E de... Eu trec direct la volumul 2. De ce această analogie a acestei mingi de fotbal și Ana Maria Prodan aici, față de prima poză care mi se pare foarte așa. Pentru că asta este Ana Maria Prodan din fotbal, asta este o imagine. Câte fețe exact are Ana Maria Prodan? Milioane. Cameleon. Deci ești multiplicitară, ca să înțeleg. Nu ești... Sunt ce cel zodiești? Mai periculos ce om zodiești? Pe care l-ai cunoscut pe teren, pe pământul ăsta. Sunt săgetător. Tu, că eu n-am cunoscut și pănuțul. Lasă, da. E vorba de... Eu încă nu am cunoscut. Da, am glumit. La fel o să fac și cunoscut. Nu știu de ce și ești îmbrăcat om. Așa aici. Am o întrebare. De ce ești? De ce ești? De ce ești încerat de plas aici, Anuțu? Da. Scuze, n-am vrut să zic asta. Așa. Zine un pic. Deci asta este o față, Ana Maria Prodan. Ce față este aici? Asta este Ana Maria Prodan adevărată. Adică... Înger și demon. Și aici ești falsă? Nu, că n-am înțeles. Înger și demon. Păi aici ești așa de cuminte și atât de... Înger și demon, uite. Alta Ana Maria Prodan, înger. Acolo mai business. Nu, aici mi se pare foarte...
artistic așa. Alta Ana Maria Prodan. Altă, uite ce drăguț eram de mic. Uite, da. Mă, lider de mică, observ, mamă, da? Dacă eram. Ce făcea acolo? Eu nu văd până acolo, bătrân. Când? Cântă la cântă la cânt, da. În cor. Lider din prima. A, din da. Prima, nice. Lider din vezi? Prima. Ia uite-mă. Deci voi vă dați seama, capitolul, primul capitol se numește Lider din prima? Da. Ceva extraordinar. Deci te rog să înțelegi. Eu cred că trebuie citită și răsfoită această da. Carte. Da. Și zi-mi aici citită un pic. Citită și răsfoită, adică... Da, da, da. Dacă și zi-mi aici un pic. Ori răsfoită, ori o citești, adică... Păi nu, o citești după aia răsfoită. Că prima oară citești, după aia te uiți la poze. Că dacă te uiți la poze prima oară, zici bă... Așa, și zi-mi aici. Cine e Ana aici? Asta este diavolul. Evil-ul? Da, și uite, aici ai toate transferurile mele. Uite-te aici, că spunea cineva zile trecute. Am văzut aici o poză cu... Cu Pinti, cu al tău. Cu, lasă Pinti, l-am văzut cu Man. Da, cu Denis. Uite. Uite-l, uite-l la fix am deschis. Da, uite, n-am făcut nimic pentru Denis Man. Uite ce copil era când l-am adus la palat, la Gigi, prima poză. Dar tu știi că eu pe Denis Man, ca și pe... am mai povestit asta într-un podcast, și pe Wider, și pe... Uite, pe ăsta-l iubesc. Îl știi, nu? Pe Coman, cum să nu știu? Dani Coman, eu știu sufletul tot. Meu, o altă parte așa de fotbal, da, sufletul meu. Întreabă-mă de fotbal și eu știu tot. Da. Uite, ăsta e finul nostru de la Craiova, Roman. Roman, gata. Da. Dacă n-au jucat pe partea mea, nu știu. Pe partea, știu. Pe partea ta n-au jucat. Panțărul săracul care este super Panțăru. Accidentat și așa. Da. Tu zi-mi că eu știu, uite, Olaru. Mamă, dar ai ceva jucători. Cristea? Aulă, știi pe toți? Dar cum, băi, tu nu înțelegi că eu de la 14 ani pe Man... pe Wide, veneau de la Atletico Arad, da, și eu duceam la, eu duceam la Mogoșoaia la lot, la 6 dimineața mă trezeam și duceam cu mașina mea, păi să-mi fie recunoscător domnul Burleanu că eu am contribuit, la succesul echipei Under 21 care au ajuns până aproape în finală. În fine, nu vreau să mai intru în detalii că nu-i despre mine. Într-o altă emisiune. Într-o altă emisiune. Și ca să încheiem, am eu o întrebare pe care într-adevăr data trecută nu ți-am adresat-o pentru că a fost destul de scurt și ne grăbeam, dar acum dacă ai avea o putere absolută din punct de vedere legal în acesta, dacă ai fi, ai avea și, ai fi prim-ministru, președintele nu ți-ar fi împotrivă, parlamentul ar fi cu tine, ai avea toată, toată puterea de pe lume, ce ai schimba într-un timp scurt? Ce lege? Ce inițiativă ai poli? Ce ai vrea să faci în țară? Ce te deranjează pe tine acum? Și ai zice, bă, dacă aș avea cum, aș schimba treaba asta. A schimba legea presei, în primul rând. Pentru că n-ai cum pe pământul ăsta să poți să spui orice despre oricine, fără să ai niciun fel de acoperire, să distrugi practic viața unui om, doar așa că nu-ți place ție că intră bretonul în ochi, una la mână. Pentru că tu știi foarte bine, în America, în America nu poate să vină niciun jurnalist, niciun om de pe stradă să zică, Codine, tu ești bisexual. Nu? Da, da, da. Ceea ce... scuze. Da. O că n-aș fi, dar nu poți să spui, adică de ce da, să spui? Da. Ce... Sau tu ești da. Un hoț și ai spart, nu știu, casa lui Versace. Adică asta spun, n-ai aici cum să faci așa ceva. Tu ai spart cartea casa lui Versace ca să-l... ca să-i fac cunoștință cu Lucodin, exact, cu el. Exact, exact. Da, scuze. Da, deci legea presii ca să legea presii, asta trebuie... frumos așa. Așa ce, adică ce fac, a, asta, adică nu mai poți să faci asta, nu mai spune asta. Adică ia adică tu spui că tu dacă ai făcut vreodată direct sau indirect asta, ai făcut-o cu dovezi. Adică tu cumva eu, adică știi bine că spunând chestia asta da. Și pe tine te pot acuza alții, da, dar tu dar eu le am răspunzi dovezi, ce am. Am tot, adică nu e vorba că eu vorbesc așa de nebună, băi, știi, Laurențiu, tu okay. ai furat banii. Păi nu, eu am într-adevăr dovezi. Și eu mă acopăr. Okay. Asta e legea presii, se pare da. Sau, aș uite, armoniza, lucruri, de exemplu, nu știu, aș pune la masă domnul de la, nu știu... Isărescu? Sau ce vreți să zici? De la banca BNR? Da. Sau ce? Aș lăsa cripto să vină în față, lumea cripto. Așa, a, deci așa se va întâmpla. Ai avea niște inițiative în zona de cripto, da? Pentru că asta este viitor. Eu știu că băncile suferă foarte tare. Dar eu le prezintă un pic treaba asta, să știe cum să impoziteze. Trebuie reglementat. Uite, în Dubai, de exemplu, îmi place foarte tare că încet, încet se încearcă, știi? Hai că suntem pe parte de marketing, de consultanță, de nu știu ce, dar încet, încet poți. Băi, este viitorul. Corect? Este viitorul okay. și da. Ok, și al treilea lucru? Cred în asta. Am putea adică face noi înainte altă. Aș armoniza, iară, dacă vrei, legea muncii cu legea sportului. Ah, nice. Pentru că asta aici e... sunt niște probleme majore. Nu mă pricep, dar ascult. De exemplu, în ce vezi, sens? Păi uite, de exemplu, pe insolvență, să spunem, da? O echipă care intră în insolvență. O echipă care intră în insolvență okay. nu-și mai plătește datoriile și nu mai plătește jucătorii. Okay. Alo, n-avem voie să prestăm nicio muncă fără să fim remunerați, corect? Bun. Da. Okay. În momentul în care jucătorii mei
stau frumos și muncesc și au pe partea cealaltă credit la bancă, la casă, la mașină, la nu știu ce, da? Legea insolvenței vine și spune stop, tot 3 ani înapoi, erase totul. Și jucătorii mei nu mai primesc bani. Și o altă problemă. Și au stat nemâncat și ne... Da, o altă problemă. Aș schimba, în primul rând, că aș lucra pe partea asta pe care te admir foarte tare că ai luat inițiativă pe sănătate. Spitale. Pe spitale. Pe sistem medical. Trebuie și bani. Da. Adică... Corect. Da, trebuie și bani. Aș schimba multe. Da, asta mi se pare interesant. Și mi-aș face o echipă, legi... și mi-aș face o echipă de fotbal. Tineri... A, am avut, glumesc, da, glumesc, am avut glumesc. Și echipe de fotbal. Glumesc, am făcut performanță și în fotbal. Bă, clar. Bă, știi în câți ani se va mai naște o Ana Maria Prodan? În fără câți? Falsă modestie. Sute de ani. Haide, mă, hai. Sute. Adică sute, fac, notează, când crezi că se va mai naște un Hagi? Hai să o luăm așa. În mii de ani. În mii de ani. În mii de ani. Hai, mă, Ana, ești pesimistă. Bă, dacă vrei să o luăm așa pe fotbal, că știi fotbal, da. Eu cred că știu. Lucian Sânmărtean. Da. A fost de departe numărul 1. Păi da, dar înseamnă că n-am fost băcat în seamă, nu a fost împins. În viața asta, fost... în viața asta, știi cum e, dacă e să ai ghinion, dai și acolo de o ioneză. Da, știm, unde, nu? știm da, ce zici. Da. Dar zi pe șleau că noi suntem aici. Luci, da. Da. Găsești, a avut găsești ghinion. Găsești pioneze și în pis, de asta vreau să zic. Da, și Laurențiu Reghecanf a avut ghinion, pentru că înaintea lui era un contra, înțelegi, adică Panduru. Dar seama că în orice meserie păi, îți trebuie o șansă. Panduru, îți trebuie o șansă. Nebun, Dumnezeu. 10 la Steaua când erați de car. Dumnezeu. Dar ce le-a lipsit? Manageri buni? Nu, mă, șansă, eu cred. Neșansă. Neșansă. Adică nu i-a lipsit, șansa. În secunda aia, păi dacă l-aveam pe Panduru, să-l fi avut pe Sânmărtean când avea 18 ani. Da, de Ilie. Păi asta spun, adică... Adică sunt niște jucători care, într-adevăr, la fel, Adi, super talent. Doamne, ferește, păi când se mai naște un Adrian Ilie? S-a născut Luțu, uite, iar foarte talentat. Luțu? Când se mai naște un Luțu? Dar vezi, dacă n-ai un om lângă tine asta care să-ți spună ce șansă. Eu de asta șansa. Spun că dacă mă întorc la Reghe acum și spun, Reghe a avut șansa vieții lui când m-a întâlnit pe mine, când l-am luat de acolo, de la Liga a doua și am zis, ok, fii atent, renunțăm la fotbal în momentul ăsta pentru că ai problemele de sănătate. Și nu mai poți face performanță și facem așa, uite, 1, facem asta, 2, tati, 3, 4, putem? Da. Mm-hmm. Nu s-a bătut nicio clipă. În momentul în pe care... Pe cine a avut impresar Sânmărtean? Pe mine, păi pe și final. Deci, în final, nu, final. Eu zic, la lasă, început, pe final... Pe final așa toată lumea la... Banii, cred. Nu știu, habar n-am. Am înțeles. Înțelegi? Dar... Deci e vorba de un planning la Laurențiu Reghecanf pe care tu l-ai realizat, dar el e bun. Adică asta iar multe întrebări de pe YouTube, dom'le, era... Adică ce îl desconsider ca... Hai să închidem așa. Laurențiu Reghecanf este cel mai bun antrenor pe care l-a dat România în ultimii ani. Ok. Cel mai bun. O capacitate incredibilă, un feeling. Păi stai un pic, aici te întrerup. Și ce mai zicem de domnul Mircea Lucescu? Ce mai zicem vorbim de... din generația asta. A, păi Lucescu da, generația... este altă. Okay. Dar din generația Lucescu, asta... Știi ce mi-a zis mie Nea Mircea? Deci eu, pentru mine Nea Mircea este Dumnezeu. Este, nu da. De fiecare dată când am vorbit și non-stop am vorbit cu Mircea clar, Lucescu. Ești și despre problemele mele personale. Incontestabil, da. Deci Nea Mircea mai este așa. Eu toată viața, da? Am avut-o pe soția mea lângă mine, care a stat lângă mine ca o leoaică și a urmărit fiecare pas. Că și el, fiind bărbat frumos, Lucescu a fost frumos, ca și fisul, nu? Da. Adică orice bărbat care e mare și are așa, tentații, da, da? Dar soția lui a stat lângă el și el a stat lângă soția lui. Și dacă s-a întâmplat vreodată că nu există bărbat să nu fi greșit, nici femeie nu există, mă, nu există suntem diferențe oameni toți, până la urmă. Între femei și suntem bărbat. Oameni hai, toți, normal. Da. Dar ei au știut un singur lucru, acești oameni mari din fotbal care au rămas lângă nevestele lor și au făcut cariere sclipitoare. Casa e casă, da? Cum pleacă, ai văzut când pleacă câinele de acasă? Se duce și face nevoile, se întoarce frumos acasă. Nu pleacă niciodată de la măcelărie câinele. Înțelegi? E acolo cărnița. Asta spun. Adică pentru orice bărbat cu orice slăbiciune, da, familia trebuie să fie sfântă, pentru că familia este și dacă pleacă cu e vină. A câinelui, este, a stăpânului. Nu, este vina amândurora întotdeauna. Păi nu, stăpânului întotdeauna este vina amândurora.
Pentru că știi de ce te întreb. E ca și cum acum spui Laurențiu a plecat și nu, vina amândurora în fiecare dată. Doamne ferește, eu sunt măcelărie. Nu, mi se pare că da, eu nu să-ți termin într-o notă de asta cât de cât împăciuitoare și asta. Întotdeauna, cumva, eu am considerat și am vorbit cu Laurențiu deschis despre fiecare problemă și la fel copiii au fost de față. N-a contat că aveau 5 ani, 7 ani. De asta fetele mele astăzi n-au făcut cunoștință cu lumea drogurilor, cu alcool să fie niște moarte de bete, să cadă prin oraș, să fie circul orașului. Da. De asta au făcut performanță toți, da? De asta și băiatul meu, cel mare, da? Este student la două facultăți pentru că n-a căzut în această patimă. Și pentru că la noi în familie, cât eu am stat lângă Reghe Camp, n-am avut asemenea discuții. N-am avut curvă săraie, n-am avut nenorociri, n-am avut furturi, niciodată. În familia noastră, dacă vă aduceți aminte, toată viața mea, ca să ironia vieții, am urât târfele, am urât nenorocirile, am urât alcoolul. La modul ăsta, hai să bem, să leșinăm și să ne aflăm. Nu mai știi de tine. Ai înțeles? Eu n-am avut legătură cu lumea drogurilor niciodată. Pentru mine, eu învăț pe toți, luați-vă mă o sticlă de whisky. Da, dar nu-i despre asta, Ana. De asta spun la... Deci nu-i despre ce investi tu. Este și despre că probabil multora părinții sau prieteni apropiați li se sugerează, bă, nu e ce trebuie. Mă știu unde am greșit eu. Vrei să vă spun unde am greșit eu? Te rog. Am greșit că am lăsat în anturaj lângă Reghe, știind că este slab, am lăsat câțiva poeți de oraș. Da, mă, anturajul, da? Până la urmă. Un anturaj de căcat. Te strică. Niște loseri care n-au avut după ce să bea apă în viața lor și au trăit pe spatele meu, alăluia, alăluia. Și ne-am lăsat acolo că erau clownii noștri. Ai, țineați pe acolo de... De paharnici și de sclavi. Da. Și exact paharnici ăia și sclavii ăia, înțelegi, care duceau gunoiul, așa, exact ăia, l-au luat pe Reghe așa frumos și l-au îndreptat către o altă lume. Păi de acum să știi că cine duce asta gunoiul rămâne acolo, bravo, nu mai invizi la masă, că de-aia ăla el și-l plătești pentru ceea ce fac. Știi câți prieteni mai am în ziua de azi din mii de prieteni care mâncau zilnic la mine în casă? Nu erau prieteni, Ana, nu poți să-i numești prieteni. Am mici, îi numeam prieteni, familie. Ți-a și plăcut să ai oamenii ăștia lângă tine de mică, pentru că iar mă întorc la ceea ce ai spus în primul podcast, le aruncai bomboane ca să-i zici, mama, asta e puterea. Și uite că ăștia te gând. Ăia m-au vândut Brutus. Da, și tu Brutus. Și tu Brutus. Da. Asta a fost greșeala mea. Și faptul că l-am iubit prea mult și l-am ridicat prea mult. Ba, da. Și încă mai iubești. Eu nu cred că... Toată viața am să-l iubesc. Deci asta cu am iubit prea mult nu mi se pare o greșeală. Toată inima mea e așa și 90% va rămâne Laurențiu Reghe Camp. Este firesc. Este firesc. Da. Deci, mulțumim. Eu sunt atât de încântat că... A fost o chestie bună, da. A fost o treabă, e o chestie bună întotdeauna. A fost mult hate. Întotdeauna. A fost mult hate, dar... Și eu, sigur mai este și sigur compilat, că n-ai apucat să le citești pe toate. Am compilat. Și sigur o să mai fie și de asta noi o să continuăm episodul, parcă ne văd exact cum e cam pandemie. Ca ce facem ca Elodia, nu facem valul, da. Doamne ferește. Valul 5. De ce nu? Deci, întrebarea este așa. Care? Când încep filmările la Miami Beach 2? Miami Beach 2 filmăm sigur anul ăsta. Nu știu exact când. În vară. Vară sau început de toamnă, mă gândesc eu. Și tot așa, într-o premieră, spun, ne gândim să Miami va rămâne, pentru că este în titlu, ne gândim și la Vegas. LA și la Vegas. Bravo. Ai văzut. Dar investitorii? Sunt investitorii 2? Potolește-te, Cosmin, Miami Beach 2. Miami Beach 2 vei juca cu mine. Ai, auzi. Nu, puneți căștile la loc, auzi, alo, deci, da, atent, ce s-a zis? Da? Ce, am fost săriți și la încă combinația dată, asta? Încă o dată, mai zi o dată, Miami Beach 2. Vei juca lângă mine și lângă Maticiu. Am crezut că am ieșit de tot din schemă.